Hai zi o perlă. Apropo de programare și de dorințe, despre ceea ce discutăm în seara asta, am programat mai de mult și mi-am programat, să zicem așa, o relație ideală. Ideală? Da. Nu, stați așa, că așa a apărut. Nu e ca și când... Ideală? O săptămână. Deci, din prima mi se pare că e greșit. Nu, mă rog. Da. Și apare, am rămas șocată pentru că e exact cum mi l-am programat, adică nu e ca și când... Și am rămas șocată că l-am văzut. Bun. Era Brad Pitt. Era Brad Pitt. Mă rog, versiunea mea lui Brad Pitt. Și tot toate bune și frumoase. Am, apropo de răbdarea în suferință, mă invită la Zoom, la probleme, dar până la urmă rezultă că el are trebuit de rezolvat și că nu mi-a promis niciodată că vom fi împreună. Deci există tot felul de blocaje, deși eu știu că el este, el știe că eu, e ce-am discutat la telefonul. Eu am câteva... Duzin de jumătăți de genul ăsta care știu că știu eu. Dar problema e că atunci când am fost la mine la cabinet, mi-a zis că da, acum e de rău, dar în perspectivă va fi bine. În perspectivă va să fie și un cer. Cum mi-ai zis un cer? O fără foarte bună. Mi-a zis că este de lungă durată, dar acum trebuie să suflă ca să văd răbdarea suferință și că în perspectivă va fi bine. Ce înseamnă această perspectivă? Pentru că mi-a zis că numai să-i mai dau un termen între 2 și 6 luni și apoi să rămână. Mai decizie. Da, după aia o decizie. Îmi pare ceva. Iau decizie acum. Că deja din noiembrie m-am strat de-a ta și de pe ăla. Asta e ce mai întâmplă, mai sunt accident. Așa cum mi-am propus la începutul anului să ne schimbăm, să fie un an a schimbării, și eu merg pe principiul că prima schimbare trebuie să înceapă cu mine, așa că am avut plăcerea să o cunosc pe doamna Diana Mețiu, care este profesor doctor și specialist în comunicare. După cum ați observat, nu am o problemă de comunicare, adică nici măcar nu încerc să ascund. De fapt, ați văzut în particular, așa, în general nu mai mă descurc. Dar în particular, mai am câteva zile învățare. M-am gândit la seminarul ăsta de ce? Foarte simplu. Există mai multe modalități de schimbare personală. Dar cred că comunicarea este modalitatea cea mai facilă. Adică și-o primit oricine, indiferent că e student, că e muncitor, că e cadru universitar, poate să învețe să comunice. Da? Nu străbănim și cine știe ce, trebuie doar să înțelegi anumite lucruri. Și pentru asta am invitat pe doamna profesoară ca să ne ajute să înțelegem ce e comunicare. Și o să plec de la un client, pacient al meu, cum se spuneți, că la un moment dat ne știm. Tu ai niște probleme cu comunicare. Eu nu sunt ăsta așteptat să comunic, nu pot să le fac eu pe toate, dar pot să te trimit la cineva de aștept să comunici. Dacă aia mi-a zis, da, ci eu nu știu să vorbesc. Vreau să facem o diferență între vorbire, atât timp cât îngrimăm câteva cuvinte acolo și nu trebuie să ai un bagaj peste 500 ca să poți să vorbești. Asta înseamnă că și comunicăm. Da? Și vreau să facem diferența între comunicare și a vorbi. Și o să începem prin a înțelege de ce este importantă comunicarea. Comunicarea e foarte importantă. Mai mult decât atât, spune că e vitală. Pentru că cele mai multe separări, divorțuri, conflicte, se petrec din cauza rețelei comunicare. Dacă doar vorbim cu celălalt sau doar îi transmitem ceva, dar celălalt ne ascultă, nu se cheamă că e comunicare. De aceea, primele elemente al alfabetului comunicării care se învață la școală este că întotdeauna comunicare implică un emițător și un receptor.
emițătorul este cel care emite mesajul, transmite ceva și receptorul este cel care îl receptează, îl primește. Dacă nu există și o parte și cealaltă, e ca și cum am vorbit la pereți. Deci avem nevoie ca celălalt să primească mesajul nostru. Și noi trebuie să știm cum să-l transmitem. Deci e foarte important ca atât emițătorul cât și receptorul să fie două persoane care își propun să primească și să ofere un mesaj. Să aibă ceva de oferit și ceva de primit. Și cum facem asta? În vorbire așa mai populară, să zicem, trebuie să vorbim pe limba celuilalt. Da? De exemplu, nu putem să-i spunem unui englez ceva în chineză, că nu va înțelege. Și atunci trebuie să găsim acele cuvinte, acele expresii, acele metode prin care celălalt într-adevăr să priceapă ce avem noi de spus. Și asta se face într-un anumit fel. Nu e greu, nu e simplu, e doar pur și simplu se învață. De exemplu, un indian spune da și nu, altfel decât spune un european. Da? Nu știu dacă știți, indienii fac așa și asta înseamnă da. Deci noi dacă întrebăm un indian, vrem să-i spunem da, el va înțelege nu și invers. Și așa mai departe. Deci trebuie să avem pentru fiecare persoană căreia îi comunicăm un limbaj propriu pe care celălalt să-l înțeleagă. Deci cu alte cuvinte, de ce e importantă comunicarea? Pentru că ne ajută să ne înțelegem unii pe alții mai bine și ne ajută să nu mai divorțăm, să nu mai ne certăm, să nu mai intrăm în războaie, să nu mai se strige parteneriatele de business și așa mai departe. Deci, practic, să evităm orice conflict și mai mult de atât să clădim între două persoane sau între două comunități o stare de armonie și o stare de bine. Pe care altfel, dacă nu știm să comunicăm, nu facem decât să acumulăm frustrări, să ne simțim neînțeleși, că noi am să spunem ceva și celălalt interesat. Apropo de asta, la un moment dat vorbeam cu un amic care este psihiatru și că voi zic, eu nu înțeleg de ce eu spun ceva și în partea aia altă ajunge altceva. Și el mi-a zis, pentru că de fapt tu n-ai înțeles femeia. Și că femeile au un total alt stil de a gândi decât bărbații. Și zice, de exemplu, prietena ta zice, n-ai vrea să mănânci o pizza? Și zice, evident, nu, că n-ai niciun chef să pizza la ora asta. Însă și după aia se supără că, de fapt, nu i-a oferit o pizza. Pentru că ea nu, modul de gândire al femeii și de, de transpunere în cuvinte, este un pic altfel decât al bărbatului. Nu este foarte clar, n-am chef să mănânc pizza, mănânc pizza. Și atunci, problema este stabilirea unui limbaj comun în care bărbatul să înțeleagă femeia și femeia să înțeleagă bărbatul. Adică, pe scurt, ce ați zis. Bun. Cine poate să beneficieze de rezultatele învățării? Adică, cui se adresează? Cum să zis comunicat? Oamenilor în sine, celor care au ceva de ascultat, celor care au ceva de ascultat, de primit, Universului, Dumnezeu, dacă vrem să extindem, tuturor, efectiv. Comunicarea este pentru toată lumea. Comunicăm cu totul din jurul nostru, chiar și cu piatra, putem să spunem și cu ea, putem să spunem că și comunicăm cu o plantă, cu cățel, cu un om și putem să mergem pe drepte din ce în ce mai sus. De exemplu, cât de important este comunicarea în obținerea unui job? Sau la un examen. Cât tu poți să fii cel mai înțelept om, da? Poți să fii deștept. Cel mai deștept. Dacă nu știi să transmiți cuvinte, ce importanță mai are? Se știe că există deja cursuri de comunicare special pentru a merge la interviu. Deci asta este deja nu un limbaj de cunoaștere, de spiritualitate, ci pur și simplu într-un limbaj de business. Orice om care pleacă la un interviu, își pregătește interviul de job pentru obținerea unui job, învățând să se îmbrace, învățând să gesticuleze, învățând să vorbească, învățând să se prezinte, învățând, în ghilimele, să se vândă. Da? Și atunci este firesc că există și limbajul comunicării, care se referă nu numai la cuvintele pe care le folosim, și la toate celelalte lucruri care fac parte din comunicare. Un exemplu, să spunem așa, nu foarte corect, este că dacă vrem să copiem la un examen, da? Nu să ne îmbrăcăm în roșu niciodată sau într-o culoare stridentă care ne va face să ne fim remarcați, să fim puși în evidență. Da? Vom alege o culoare neutră, astfel încât profesorul, când se uită la elev, să treacă neobservat. Da? E un fel de a comunica. Deci, comunicarea este în funcție de scopul pe care vreau să-l transmit. Vreau să ies în evidență.
m-a întrebat cu de examen, atunci mă îmbrac într-un fel, vorbesc într-un fel, gesticulez într-un fel. Vreau din potrivă, interesul meu este altul, scopul meu este altul, să trec neobservat, atunci voi gesticula mai puțin, limbajul trupului meu va fi cât mai slab, culorile vor fi cât mai neutre și cuvintele mele aproape inexistente. Deci, ideea este, aveți grijă cum vă îmbrăcați, doamnelor, că s-ar putea să vă înțelegem greșit. Bun, revenim la tema de astăzi. Și anume, la comunicarea cu Universul. Bun, înainte de asta, vreau să vă spun că această comunicare se bazează și pe limbaj verbal, și pe limbaj non-verbal, și pe ținută, și pe gesturi. Deci comunicarea este foarte vastă. Sunt cărți despre limbajul trupului, cărți despre mimica feței. Toate transmit informații despre ce emitem noi la un moment dat. Dar astăzi am ales comunicarea cu Universul, tocmai pentru că să știți că din perspectiva vieții noastre de zi cu zi, relaționarea cu Universul este foarte importantă. Adică, eu mă gândesc la relaționarea cu Universul ca și cum ar trebui să înțeleg jungla. Deci dacă mă duc într-o junglă și nu înțeleg, o să mor în prima noapte. Dacă eu am înțeles jungla, o să trăiesc bine mersi. Cam așa este și relaționarea cu Universul. Dacă eu nu înțeleg exact relaționarea cu Universul, n-am cum să am o viață nici echilibrată, nici fericită, nici mulțumită, pentru simplu motiv că eu o să-mi creez propriile probleme. Bun, din perspectiva noastră, relaționarea asta cu Universul, cum se face și de ce este atât de important? Mă refer la principii. Da. Ca să-ți completez puțin ce ai spus înainte, foarte pe scurt, comunicarea este de două feluri. Verbală și non-verbală. De verbal ține efectiv felul în care, cuvintele, efectiv cuvintele pe care le spunem și nimic mai mult. Comunicarea non-verbală ține de paralimbaj, adică cu toată încărcătura, emoția, felul în care vorbim. Adică una e să spun te iubesc, te iubesc, alta e să spun te iubesc, și alta e să spun te iubesc. Da? Deci felul în care spunem, viteza cu care vorbim, pauzele dintre cuvinte, accentul pe care îl punem cuvinte, asta este paralimbaj. Da? Iar cealaltă parte a comunicării non-verbale ține de mimică, ce facem cu mâinile, adică gestică, ce facem cu tot corpul, adică limbajul trupului și mai departe de atât, cu ce ne îmbrăcăm, cu ce ne parfumăm, cum ne machiem, cum ne tundem, cum ne coafăm, unde ne așezăm într-o sală, spre ce ne uităm și așa mai departe. Da? Asta e foarte pe scurt felul de a comunica. Comunicarea poate fi cu noi înșine și comunicarea cu ceilalți. Când zic ceilalți, aici poate să intre și Universul. Comunicarea cu noi înșine este ține numai de vorbe. Pentru că atunci sunt eu cu mine, eu în mintea mea. Nu mai contează decât ceea ce îmi spun. Da? Când vorbesc de comunicarea cu ceilalți, atunci intră în acțiune toate formele de comunicare. Verbală, paralimbaj, non-verbal, tot ce am spus, tot ce am enumerat mai devreme. Și atunci, când vorbim cu Universul, este ca și când vorbim cu noi înșine. Și când îi spunem Universului ceva, trebuie ca el, acest univers, să spunem, să înțeleagă și să priceapă exact ceea ce vrem să spunem. Da? Nu putem să-i spunem Universului ceva care nu ne este nici nouă clar. Noi avem doar senzația că foarte multe lucruri sunt clare în mintea noastră, dar în momentul când încercăm să le verbalizăm, constatăm că ele nu ies exact așa cum le-am simțit și cum le-am gândit. Și atunci, dacă eu cer Universului, vreau să fiu slab. Universul spune, ok, vreau să fii slabă și să zicem că îmi dă 64 de kg. Și eu zic, aoleo, nu mi-a îndeplinit dorința. Mai bine după o gripă. După o gripă. E foarte important, spus, că am intervenit. Dom'le, până și când ce? Dacă ce Universului să fii slabă, pe bune poate să-ți dea o gripă de 7 zile, te-ai deshidratat și ai slăbit. Adică, apropo de relaționarea cu Universul, Universul nu are noțiunea de bine și de rău. Vreau să fiu slabă, perfect, pot să iei o tenie. Nu-i problemă. Da, ai luat o tenie și s-a rezolvat. Mor ca Maria Callas. Deci, e foarte important ca atunci când cereți Universul să știi și ce să cereți. Pentru, și cum. Pentru că vreau să fiu slabă. Vreau să fiu slabă, să mă întâmplă orice. Vreau să scad în greutate.
apropo de slăbit, poți să spui vreau să scad în greutate, da? Patricul Travaiu s-a tăiat un picior și a scăzut brusc în greutate. Universul nu are noțiunea de bine și de rău, asta vreau să înțeleg. Da, pentru că la asta se referă și felul în care formulăm, ce cuvinte folosim. E foarte important să înțelegem cuvintele în adevăratul lor sens al lor, în sine, ăla din dicționar, ca să spunem așa, și, în plus, să punem o încărcătură emoțională atunci când folosim anumite cuvinte. Ele vor fi cu atât mai puternice, cu cât încărcătura emoțională pe care o punem este mai puternică. Adică, cuvântul în sine are o forță, aia lui. În al doilea rând, cuvântul capătă mai multă forță când în el punem o emoție și mai mult decât atât în momentul în care asociem cuvântul cu o imagine. Adică creierul nostru, să spunem, gândește în imagine și atunci are nevoie de o imagine de susținere, ca o ancoră, pe care să vibreze împreună cu acest cuvânt. Și atunci eu când spun sunt frumoasă, trebuie să mă simt frumoasă și în același timp să am o imagine cu ceea ce înseamnă frumusețea pentru mine. Iar când îi cer Universului sunt frumoasă, îmi asum că el nu va înțelege exact ceea ce înseamnă sunt frumoasă. Și trebuie să-i spun cât mai detaliat. Iar ca să luăm exemplu cu sunt slabă, trebuie să-i spun exact câte kilograme vreau și să le obțin pe cale naturală, armonioasă, în consens cu Universul, cu buna funcționare a corpului meu și în firescul lucrurilor. Astfel încât atunci când obțin ceea ce am, să-mi fie o surpriză. Și să constat, a, da, asta am vrut, dar de fapt nu vroiam asta. Deci e foarte important ce spun. Cuvinte. Și există cuvinte. Nu neapărat bune și rele, dar există cuvinte care sunt constructive, adică în vederea obținerii a ceea ce îmi doresc, și cuvinte care sunt nu neapărat destructive, dar sunt cuvinte care nu mă ajută cu nimic și chiar câteodată se opun realizării obiectivelor sau idealurilor noastre. În relaționarea asta cu Universul, este nevoie ca noi să dăruim ceva în schimb. Adică, cer Universului, dar trebuie să dau ceva în schimb. Adică este un fel de feedback, cer, dar dau ceva. Asta e o întrebare foarte frumoasă, care mi se pare că ține de puțin mai mult decât nivelul primar de înțelepciune. În sensul că noi cerem lucruri. Și probabil că mulți dintre dumneavoastră sunteți deja pasionați sau v-ați uitat la, să zicem, mari orator motivațional, care vorbesc în afirmații foarte pozitive și constructive. Se învață că spui lucruri pe care le vrei, afirmându-le într-un anumit fel, pentru că mintea și Universul funcționează pe afirmații și Dumnezeu spune da, Universul spune da la ceea ce vrei tu, la ceea ce afirmi tu, la verbul, la primul verb din frază, el e mai important decât toate celelalte care urmează și dacă vreți să vorbim și despre asta. Și atunci, el spune da și atunci tu trebuie să știi exact ceea ce-i cer. Frumusețea acestui lucru constă în faptul că în momentul când noi atragem lucruri către noi, deci asta facem, afirmăm și atragem către noi diferite lucruri. Dar dacă idealul nostru este atât de înalt și atât de frumos, atunci Dumnezeu sau Universul, cum vreți să spuneți, sau și unul și altul și chiar noi înșine, se întâmplă lucruri prin noi. Deci, la un moment dat, începem prin a atrage către noi lucruri. Vreau mașină, vreau casă, vreau să fiu mai tare, mai înțelept, mai nu știu cum. Și la un moment dat, când ceea ce animă este suficient de frumos, suficient de înalt, constatăm că Universul face lucruri prin noi. Și asta e la un nivel de înțelegere puțin mai sus. Dar este o revelație pe care atunci când o aveți, lumea dintr-o dată se face mai frumoasă. Vă garantez. Adică, ideea este în momentul în care ce? Dar acel lucru nu este strict pentru tine, ci are în vedere și binele celorlalți, automat, Universul, deci ai mai multe șanse să le obții de la Univers, decât dacă vrei doar, da, vreau diamantul, steaua deșertului sau care mai e, ca să-l țin acolo la mine. Nu e interesat Universul să ai diamantul ăla, da? Ei, ideea este că atunci când cereți, să corelați cerința voastră de binele celorlalți. Și de firescul lucrurilor. Și natura lucrurilor. Da. E o curgere a Universului, firească. Tot ceea ce cereți trebuie să fie conform acestei curgeri. Dacă este împotrivă, nu aveți nicio șansă. Mă rog, nu vreau să fiu condiționat. Dar e mai greu să o obțineți. De obicei, la ședințele mele de coaching sau trainer de dezvoltare personală, foarte multă lume mă întreabă, dar cât de repede?
Asta e grija cea mai mare. Când să trăim? Și nu mi-aparține afirmația, dar mi se pare foarte frumoasă. Timpul este măsura credinței tale. Crezi că se întâmplă repede? Se întâmplă repede. Crezi că se întâmplă târziu? Se întâmplă târziu. Numai că, de ce l-am completat pe dragul și cu firescul lucrurilor? Pentru că e important ca ceea ce ne dorim. Sunt două aspecte importante. Unul, să ținem de noi înșine. Deci nu ne punem dorințe pentru alții. Să-și rupă putarea umană, să se îndrăgostească, nu știu ce de nimic. Toate dorințele sau obiectivele sau idealul se referă la ceea ce pot să fac eu. În al doilea rând, se referă la faptul de a fi în firescul lucrurilor. Adică ce vreau să spun cu asta? Eu nu pot să-mi doresc acum să fie vară când afară e iarnă. Eu nu pot să pun o sămânță în primăvară și să-mi doresc nu să răsară la toamnă și să răsară tot la primăvară. 5 zile maxim, dar se poate, sau chiar pe loc. Deci aici nu sunt în firescul lucrurilor. În schimb, dacă se referă idealul sau obiectivul la mine, atunci Universul poate să îmi ceară un efort în plus ca eu totul să obțin. Adică, eu nu mai mă rog să fie vară, iarna, ci mă rog ca eu să fiu într-un context de vară. Și atunci Dumnezeu mă ia și mă duce în Filipine sau mă duce în Hawaii și mă oferă să stau la soare și la vară tot ce-mi doresc. Am nevoie de un efort în plus, dar m-a dus acolo. Dar n-a schimbat El pentru mine mersul lucrurilor, mersul Universului și a făcut acum, de exact deasupra mea, o bucățică de vară ca să schimbe, să mi se plinească dorința. Da. Și dacă ceea ce îmi doresc eu încalcă liberul arbitru al altora? Păi nu asta se vrea. Ceea ce-ți dorești, ceea ce-i cer Universului și aștepți de la El să-ți dea un răspuns prompt, trebuie să fie despre tine. Adică dacă tu vrei pe ăla și la nu te vrea. Dar nu mă refer la asta, mă refer la altceva, în contextul Bora Bora. Dacă eu trebuie să fiu Bora Bora și, nu știu, încalc principiile Universului dorindu-mi ceea ce-mi doresc, dacă nu este momentul oportun și eu țin să fiu un Bora Bora, cum e că te caută moartea acolo? Dar nu, dacă te găsești pe cum, chiar dacă ești pe cum. Trebuie să te duci până în Bora Bora pentru asta. Deci nu mai e. Ideea e așa, să zic că eu am 100 de chile, da? Și asta sunt. Și nu vreau să fac niciun efort sau mai puțin. În schimb, mi-aș dori ca Brad Pitt, apropo, să se îndrăgostească de mine. Da? Și Brad Pitt, rugându-mă așa, cerându-i Universului asta, nu o să-mi ofer nimic. Dar Universul unde poate să lucreze este cum mă transform eu, cum trebuie să devin eu, ca să-i plac cu Brad Pitt, ca să atrag bărbați gen Brad Pitt. Și atunci primesc informații astfel încât eu mă pot transforma ca să devin la nivelul rațional, la nivelul fizic, la nivelul de care vrei tu, astfel încât să pot să fiu, să se îndrăgostească. Dacă nu, măcar te înțelepțești și îți dai seama că n-ai nicio șansă. Mai este aspectul în care te împaci cu ideea că asta ești și vezi că la nivelul tău atragi oameni de un fel. Și te împaci cu ideea și atunci sunteți doi oameni de același fel. Am dat exemplu extrem cu, dar poate să fie nivel de inteligență, nivel emoțional, nivel de talent, orice alt nivel. Și ești pe același nivel și îți atragi omul care este la același nivel cu tine și n-aveți decât să evoluați după aia împreună și să ajungeți unde vreți voi. Ok, și cum condiționezi, de exemplu, să nu mai atragi anumite persoane, anumite genuri? Niciodată nu atragi ceva spunând că nu mai atragi. Toate afirmațiile sunt afirmații. Adică după ele urmează punct și sunt cu eu sunt. Eu am, eu fac. Adică nu cu eu nu am, eu nu fac. Niciodată. Deci eu atrag persoane de un anumit tip. Nu atrag persoane de un anumit tip. Adică dacă... Nu știu ce gen atragi tu. Dar dacă nu-ți place acel gen, spune, dom'le, îți stabilești un gen pe care vrei să-l atragi. Spui, băi, așa, 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 așa. Adică tânăr, bogat, brunet, cum vrei tu, da? Cu spatele de 54, da? Bun. Și faci afirmația respectivă. Adică eu atrag bărbații de genul ăsta. Nu negi. Aia era ideea. Asta este o problemă care o întâlnesc la tot pasul. Adică toate persoanele care vin la mine și sunt necăsătorite, sigur vor un bărbat de genul ăsta. Și vine unul, cum l-au văzut ei, cum l-au descris, de se întâmplă ceea ce am afirmat, dar vrea să fie așa, așa. Și descoperă că nu se simt bine lângă un astfel de bărbat. Și atunci totul este despre cum mă simt eu. Toate dorințele, toate afirmațiile, idealul, obiectivul, de-aia spus că orice cuvânt trebuie să fie încărcat cu o emoție. Pentru că atunci este vorba de cum mă simt.
Și atunci când îmi doresc un bărbat, nu îi dau caracteristicile lui, ci îmi dau caracteristicile simțirii mele. Cum vreau un bărbat? Lângă care să mă simt minunat, lângă care să înfloresc, lângă care să cresc, cu care să evoluăm împreună, care să mă facă să mă simt cea mai minunată de pe pământ. Și s-ar putea să am surpriza să apară cineva care este total în afara standardelor pe care le credeam. Adică vreau să fie înalt și blond, constat că e mic și brunet. Dar nu contează asta, pentru că dacă eu lângă el mă simt minunat, atunci o să văd că toate celelalte aspecte nu contează. De fapt, hai să zicem, din punct de vedere creștin, asta se rezumă la următorul aspect. Cer ce vreau eu. Domnule, dăm și mie un Ferrari. Da? Dar dacă Doamne știi că eu sunt proști și că nu pot să avea merg cu Dacia, nu să stea un Ferrari, eu, că mori în primul stâlp. Da? Și atunci, e bine că la sfârșit, după ce zici tu, am un Ferrari, să zici, Doamne, dar dacă nu e bun, dă-mi o Skoda sau... Dă-mi ceva acolo, în patru roți. Dar mai era și bancul ăla, care cineva se roagă, Doamne, te rog, dăm să câștig la lot. Și se roagă, se roagă și nimic. Și Dumnezeu la un moment dat îi zice, Dumnezeu, dar trebuie, cumpără și tu măcar un bilet. Așa că trebuie să facem și noi ceva. Adică de la vorbă trebuie să trecem la acțiune. Și un șir de acțiuni, să ne spunem așa, care este extraordinar de frumos, îmi place foarte tare, care spune așa, ai grijă de ceea ce simți și gândești, pentru că în felul ăsta vei vorbi. Ai grijă de cuvintele tale, pentru că în felul ăsta vei acționa. Ai grijă de acțiunile tale, pentru că acțiunile tale repetate vor deveni obiceiuri. Ai grijă de obiceiurile tale, pentru că obiceiurile tale te vor face să te comporți într-un fel. Și comportamentul tău în permanență te va transforma pe tine însuți și atunci ai grijă de caracterul tău. Și în felul în care ești, ai grijă de caracterul tău, pentru că așa îți va fi și viața. Practic, fraza asta lungă se referă la suntem ceea ce gândim, numai că este invers. Și atunci noi trebuie să avem grijă ce simțim și gândim și să acționăm la partea asta ca să avem rezultatele pe care le așteptăm. Ceea ce se întâmplă că e foarte greu să acționăm noi la nivel de simțire. Și atunci ceea ce fac eu, și de-aia sunt specialist în comunicare și așa l-am cunoscut și pe Dragoș, învăț oamenii să comunice, pentru că atunci când înveți să vorbești, ajung să gândești într-un fel. Și când ajung să gândești într-un fel, tot lanțul ăsta se schimbă și ajung la rezultatele pe care le vrei. Adică e ca și cum dacă eu mă duc acum într-o țară în care știu limba așa și așa, să spunem, da? Atunci, în țara respectivă, eu voi gândi ce vreau să spun în românește, voi traduce în mintea mea să spunem în spaniolă și după aia spun și în spaniolă. E, după ce stau în Spania un an, doi, trei, ajung să gândesc direct în spaniolă. Așa se întâmplă și aici. Când ajung să vorbesc într-un anumit fel, îmi schimb vocabularul, pentru că ăsta e cel mai ușor de lucrat la el, în mod conștient, cum ține de emoție, de simțire, de lucruri grele, doar învăț niște reguli simple de comunicare. Și când învăț ce cuvinte sunt bune pentru mine, cum să le așez în frază, atunci, de fapt, îmi aranjez un mecanism, un program de gândire. Și când am acest program de gândire, toată viața mea se schimbă. Pentru că, așa cum am spus acest curs, umblu la simțire, la gândire, e cursul firesc în care ajung la rezultatele pe care le vreau. Pentru că toți noi suntem făcuți din niște programe. Asta avem în capul nostru, ca la calculator, niște programe pe care ele funcționează. Noi dacă le dăm divin pur și simplu, ele nu pleacă din calculator. Și avem nevoie să punem altceva în loc, din ce în ce mai bun, din ce în ce mai mult, până lucrurile alea se dă, ați văzut, când căutați pe Google. Apare ceva în prima pagină. Și noi nu avem răbdare. Ne uităm în prima pagină, citim 1, 2, 3, nu mai întâmplă a doua, pe a treia pagină. Așa și aici. Acum avem programe, să zicem, care nu ne plac sau care nu ne trimit la rezultatele pe care le dorim, în prima pagină. Și vedem 1, 2, 3. Când vrem să le scăpăm de ele, ori dacă primim o palmă așa, alea se duc și așa, de bună voie, fără să trecem prin un șoc, atunci punem lucruri bune, câte unul, câte unul, până se duc din ce în ce mai jos. Un alt exemplu, poate mai ușor de vizualizat, este avem o ceașcă de cafea cu zaț. Vreau să dau așa, să scutur ceașca ca să scap de zaț? Nu pot. Pleacă o mare parte, dar pe pereții ceștii de cafea tot mai rămân în urme de zaț. Și n-am cum să o curăț. Și atunci ce fac? O pun sub un jet de apă puternic,
Și atunci ea se va curăța imediat. Asta de obicei se traduce în viața de zi cu zi cu un accident, cu o palmă de orice fel, cu un divorț, cu o supărare mare, cu ceva. Pentru că nu vreau calea astea grea, în care primesc o lecție importantă de la univers și atunci imediat mă schimb, vreau o lecție mai ușoară. Și atunci ce fac? Pun ceașca sub jetul de apă, numai că lasă curgă câte o picătură. Asta e puțin mai accesibil, mai ușor digerabil pentru oameni. Și lasă curgă câte un pic, câte un pic și la un moment dat ceașca se va curăța. Deci asta se întâmplă prin felul de a vorbi. Învăț să vorbesc din ce în ce mai bine și în felul ăsta, la un moment dat, mă schimb eu cu tot. Adică ceașca mea de cafea, eu, mintea și corpul meu, se face curat. Și curată ce înseamnă? Să obțin ceea ce îmi doresc. Există, deci în completare, deci, aveam o întrebare aici, dacă există un rol de co-creator în comunicarea cu Universul și dacă prin asta ne putem schimba soarta, da? Tocmai ați răspuns. Dacă mai aveți ceva să spuneți, da? Da. Când suntem creatori, când suntem co-creatori. Suntem când... când lăsăm și lucrurile, ce spuneam mai devreme, că este cel mai frumos și mai revelator, când ne dăm seama că lucrurile se întâmplă prin noi și când lăsăm să se întâmple lucruri, să fim noi acel canal, acea țeavă prin care se întâmple lucruri. Și cu cât suntem mai informați și mai pregătiți, atunci, indiferent cât de mică, să spun așa, metaforic, avem țeava, poate să curgă suficientă de informație și iubire și tot ce mai vrem noi să transmitem celorlalți. Imaginați-vă că, de exemplu, dacă am stat la soare și ne-am bronzat, atunci ne-ar lua ca să ne rumenim așa bine vreo 10 zile, să spunem, da? Dar totuși, dacă am folosit o lupă și am ținut-o să captăm razele soarelui pe un bucată de piele de-a noastră, ne-am arde în un minut, poate, sau chiar și mai puțin. Și atunci, prin această schimbare de limbaj, devenim creatori în momentul când suntem în stare să cuprindem din mediu, din tot ceea ce este în jurul nostru, din univers, cât mai multă informație și energie și să o focalizăm pe lucrurile pe care ne interesează. Și atunci creăm cu adevărat. Pentru că această focalizare este, de fapt, actul de creație. Primim ce avem de primit și știm să scoatem în folosul nostru și al celorlalți. Băieți că aveți experiență. Ce se întâmplă cu cei care au tendința să... Asta e de așa de la mine. Da. E bun. Ce se întâmplă cu cei care au dorința de a controla? Și e clar că cei care au dorința de a controla și își doresc foarte repede anumite lucruri, pentru că Universul are ritmul lui și nu face ce vrea nimeni decât în ritmul lui. Ce se întâmplă cu aceștia? Nu apare o frustrare și o schismă înăuntru lui din cauza că nu obține momentul în care vrea el? Deci vrea să-i controleze pe ceilalți? Pe ceilalți și tot. Nu, general oamenii care sunt vrea de control, vreau să-și controleze și viața și pe ceilalți și tot. Eventual și Universul. Dacă nu Universul primă. Asta e bun exemplu cu ceașca de cafea. Deci când vrei să-i controlezi pe ceilalți, de obicei Dumnezeu îți arată sau Universul sau chiar prietenii din jur, uneori sunt binevoitori, și îți dă o palmă. Adică îți arată că nu e așa. Se întâmplă ceva în viața acestor oameni care schimbă cu totul. Li se întâmplă o poveste, un accident, o boală, o întâmplare oarecare, care le demonstrează că nu e așa, că nu trebuie să fie așa. Practic asta se întâmplă pentru orice defect, pentru orice lucru în care ești încrâncenat și vrei neapărat. Dacă nu e bun pentru tine și pentru ceilalți, atunci la un moment dat, dacă nu renunți de la sine, la un moment dat viața te pune în situația în care îți demonstrează că nu ai ceea ce îți trebuie. Exact. Există oameni care nu știu să ceară. Și de ce? Și unde se împotmolesc? Nu știm să cerem pentru că n-am fost educați niciodată. Venim dintr-o... Văd că sunteți în sală de diferite vârste. N-am învățat niciodată, până înainte de 89, să comunicăm. N-am avut lecții de comunicare, n-am avut lecții de vânzări, n-am avut lecții de management, n-am avut lecții de... Știți ce observ eu? Oamenii au o frică să viseze. Și tocmai pentru că au o frică să viseze, evident că nu o să facă întâlnit niciun vis, pentru că dacă nu ai niciun vis, nu ai ce să ajungi. Dacă nu vrei să te duci pe Everest, nu o să ajungi niciodată pe Everest, că noi nu pleci. Oamenii... Deci condiția ca să urc pe Everest este măcar să visezi la a urca pe Everest. Știi? Măcar să te duci până la prima bază. Bun. De ce? Revenim la de ce nu... Nu pot oameni. Primul lucru, nu îndrăznesc să viseze pentru că li se spune de mici, fii atent, alo, unde te uiți pe geam? Stai aici, pune mâna, fii atent.
Alo, iarăși, de câte ori un copil mic zboară de în altă parte, cineva, că e părintele cu toată dragostea, că e educatorul, că e învățătorul, că e cine e, îl aduce întotdeauna în ghilimele cu picioarele pe pământ. Da. Și încearcă, nu ești atent. Dacă cercându-l nu ești atent, ce-i face? Îi reduce din creativitate, îl scoate din zona de imaginar și îl aduce în zona de concret. Atunci, în zona de concret, ne înconjurăm numai despre lucruri pe care le vedem posibile. Și vedem posibil la oamenii din jurul nostru ceea ce ei cred că e posibil. Și de cele mai multe ori, părinții și grupul restrâns în care suntem, dacă nu avem un, eu știu, o conjunctură foarte favorabilă, sunt oameni care nici ei la rândul lor n-au îndrăznit să viseze. Și atunci învățăm de la ei exact același lucru. Iar referitor la partea cu de ce oamenii nu știu să ceară, așa cum oamenii nici nu știu să primească, din păcate, este pentru că nu știu să comunice. Pentru că așa cum am spus la început, comunicarea înseamnă emițător și receptor. Deci trebuie să știu și să cer, trebuie să știu și să primesc. Trebuie să înțeleg cum primesc, ce primesc. La fel cum trebuie să știu ce cer. Și nu știu ce să cer, pentru că de fapt nu știu exact ce vreau. Știu ce vreau așa în linii mari, o să-mi fac o idee, o să știu foarte clar ce nu vreau. Dar ce vreau, sunt așa. Întotdeauna în discuțiile mele stăm una, două, trei ședințe de multe ori până un om reușește să-și formuleze din mintea lui ceva care de cele mai multe ori este despre ceilalți, ca să aducem să formulăm acele fraze despre ceilalți la persoana întâi, care se înceapă cu eu sunt, eu îmi doresc, eu vreau. Totdeauna este despre ce nu face universul, ce nu face soțul, ce nu fac copiii, ce nu fac colegii de servici, șeful și așa mai departe. Și atunci trebuie să aducem nemulțumirea, să o traducem, de fapt asta e și rețeta în a-ți găsi obiectivele și ideale. Iau tot ceea ce mi-e frică, adaug tot ceea ce nu-mi place, adaug tot ceea ce descoper că mi-au spus alții. Sunt lucruri care nu mi-aparțin, dar mi l-a băgat mama în cap, educatoarea, televizorul, profesorii, invitații, soții și așa mai departe. Și în felul ăsta eu sunt un program care nu sunt eu. Și atunci ce fac? Îmi exprim programul ăla, îl pun pe hârtie, după care îl iau și trec în fraze afirmative și pun totul la, într-o formulare afirmativă, după care transform acea afirmație în a fi despre mine. Să înceapă a fi propoziția sau fraza cu eu sunt, eu am, eu și verb. După care, așa ca rețetă generală, iau aceste afirmații, le împart pe categorii și spun afirmațiile astea sunt despre sănătate, afirmațiile astea sunt despre relații, afirmațiile astea sunt despre carieră, afirmațiile astea sunt despre bani și așa mai departe. Și după aceea, după ce mi-am făcut o cât de cât o limpezire, ca și cum eu, fără să vreau, dar pentru că încerc cei care fac cu mine coaching, le intru în minte și le fac ordine. Într-un fel cu forța, dar pentru că omul are nevoie de această ordine și curățenie ca să poată, e ca și cum ne facem curățenie de Paște sau ne facem curățenie în dulap pentru că nu ne mai găsim niciun lucru. Noi știm că lucrurile alea sunt în dulap. Dacă vrem să ne îmbrăcăm într-un fel, nu le mai găsim. Așa și acum, prin aceste lucruri se face ordine în minte și după care cireașa de cretor este ideal. Este acel lucru pe care ne-l dorim cu ardoare și pe care habar n-avem cum să-l facem și care ne emoționează și este singurul lucru pentru care avem chef să ne trezim dimineața. Și vrem să facem lucrul ăla. Chiar dacă nu știm cum, chiar dacă oamenii râd de noi. Chiar se spune că un ideal nu este suficient de, să zicem, bun pentru noi, dacă nu e cineva din jurul nostru care să spună, haide domnule, mă daș. Bun. Există, ce vreau să adaug aici. Limitele noastre ni le stabilim singuri. În momentul în care tu poți să crezi că nu poți să faci un lucru, nu poți să faci. Nu știu cine a zis, Iroc, că se poate drăguț să dau. Că un lucru e imposibil până vine unul care nu știe asta. Noi ne stabilim propriile limite. În altă linie de idei, vedeți că la stabilirea propriilor limite participă cu succes oameni de lângă voi. Părinții care, dintr-o greșită idee că v-ar putea motiva, spun, n-ai să fii niciodată în stare să faci asta. Și dacă îți repetă de câteva ori treaba asta, te dărâm. Deci îți bag un program de nu mai scap de el ani. Vedeți că sunt oameni din jurul vostru care vă programează negativ. N-ai să fii în stare să faci asta. Tu zici, cum eu vreau să urc pe lună. Păi, tu, o să urci pe lună, tu. Evitați oamenii de genul ăsta. Evitați oamenii care vă programează negativ.
mă stălui pe cât posibil să nu programez negativ oamenii. Să spun, băi, nu o să puteți să faceți. Dar ce știi? Poate că e unul de voi care îmi depășește și mie limita. Înțelegeți? Deci trebuie să evitați oamenii care programează negativ. Oamenii din jurul vostru. Sau, cel puțin, să recunoașteți programările negative făcute de ceilalți din jurul vostru. Pentru că aia vă afectează. În altul de idei, neîncrederea oamenilor în voi, a părinților, a soților voștri, deci oameni cu care conviețuiți, vă afectează mai mult decât credeți. Și atunci, îmi pare rău, poate să fie mama, dar dacă mama n-ar avea încredere în mine, nici măcar nu i-aș spune ce fac. Tocmai pentru că neîncrederea în tine te blochează. Și aici ajungem la altă problemă. Există oameni care nu știu să primească. De ce nu știu să primească? Adică, sunt mulți oameni care blochează succesul, cariera, banii, profesia, dar nu e din exterior. Banii ar veni către ei. Dar ei zic, nu! Nu veniți peste mine! Că poate faceți rău! De ce? Și de unde apar? Cum scăpăm de ele? Din educație. Apar cele mai multe programe ale noastre ca oameni adulți. Le primim deci în primii 7 ani, se formează și primim cele mai multe informații și reținem cele mai multe informații care ne folosesc pe tot parcursul vieții noastre. Și învățăm atunci primul lucru că nu merităm. Alt lucru pe care îl învățăm este că e rușine. Alt lucru pe care îl învățăm nu se face. Și așa mai departe. Deci primim o grămadă de informații despre de ce nu putem sau nu putem să realizăm anumite lucruri. Deci, când vine ceva către noi, nu suntem în stare să primim. Primul lucru și marea majoritate a oamenilor cu care eu, cel puțin, am stat de vorbă, spun imediat, eu nu merit. Pentru că, vin din religia ortodoxă, creștină ortodoxă, unde învață că acolo trebuie să fie unit, nu vreau să denigrez absolut nimic. Dar vreau ca să menționez faptul că venim dintr-o tradiție care este atât de veche și care s-a impregnat nu numai în persoana cu care stau eu de vorbă, ci s-a impregnat în mama ei, bunica ei, în stră-stră-bunica ei și așa mai departe, unde a învățat că trebuie să sufere, trebuie să se umilească, dar nu înțeleg ceea ce înseamnă cuvântul a te umili, a te smeri și așa mai departe. Și atunci, din start, e undeva un program cu care ne naștem, care ne spune că nu merităm. Nu e bine. Și cine suntem noi ca să merităm? Sau e păcat să. Și așa este. Da. Și atunci, neînțelegerea, în primul rând a ortodoxiei, în primul rând a Bibliei, ne face să o interpretăm greșit, așa cum ea a fost promovată, și să considerăm că, de fapt, noi nu avem nevoie nici măcar să îndrăznim la a face, la a realiza anumite lucruri. Și atunci este bine să ne uităm foarte bine la programele astea, să ne vedem de unde ne vin, de unde ni se trage. Credința asta pe care o avem în noi, că nu merităm, de unde e? E a noastră sau e luată de undeva? Și dacă e luată de undeva, la fel de bine cum a venit, la fel de bine putem să-i spunem și la revedere. Eu o să mă abțin să fac niște completări aici, pentru că eu sunt o natură conflictuală și îmi place să creez conflicte, numai pentru că conflictele, ca și sporturile de contact, sunt benefice. Numai că am stabilit că nu, astăzi seară nu avem voie și mergem mai departe. Cum își dă seama un om că Universul i-a răspuns, da, toți, toată lumea vrea, femeia optimă, bărbatul optimă, unii caută ideal. Dar nu-i bun idealul. Îți trebuie optimul tău. Da? Bun. Și aici e pilda cu Gheorghe, cu bărcile. Da? Când s-a rugat la Dumnezeu în timpul inundației, trimit, ajută-mă. Și a trimis o barcă și nu s-a rugat că l-ajută Dumnezeu. Și a trimis-o pe a doua și a murit. Nu, dar nu mai ajută. Păi ți-a trimis 3 bărci sau 2, mă rog. Ideea este. Problema este de noi. În fiecare din noi există un Gheorghe. Și că noi nu dăm seama când ne dăm Universul. Cam cum am putea să realizăm? Dom'le, crezi că Universul ți-a dat. Când știm să cerem, învățăm și să receptăm mesajul, să traducem ceea ce am primit. Pentru că cu cât cererea noastră este mai clară, mai scurtă, mai concisă, de fapt asta e regula primit transmiterii unui mesaj către oricine. Scurt, clar și concis. Și atunci, când mesajul nostru este clar,
nu avem cum să ne dea Universul ceva de interpretat, ceva de ghicit, ceva care să ne pună într-o situație confuză, în care să ne dăm seama. Cu cât e mai clar mesajul, cu atât mai clar vine răspunsul. Cu cât mesajul e mai voalat, mai neclar și pentru noi, cu atât răspunsul vine la fel de confuz sau dar la fel de neclar. Atunci e bine să știm ce vrem, să ne facem foarte clar ordine înainte și când emitem ceva, să vedem. O altă modalitate este de a ne transforma în observatori. Și de a fi observatori și conștient să facem orice acțiune, orice simțim, gândim, orice acționăm, să ne uităm și să vedem cum am făcut lucrul ăsta. Un exemplu foarte plăcut este atunci când vă uitați la filme, să urmăriți ceva anume. Eu îmi propun, săptămâna asta văd un film sau văd 30, la toate aceste filme mă uit la ceva. Și atunci în felul ăsta îmi antrenez spiritul de observație. Să zicem, vreau să mă uit ce se consumă, ce e la modă. Nu știu dacă ați observat, dar o să vă dau un exemplu. Dacă până în anii, să spunem, în curentului de flower power, lumea în filmele americane consuma whisky. Dacă sunteți în sală să vă faceți aminte de Dallas, totdeauna un om de afaceri își turna un pahar de whisky. S-a terminat cu asta. Dacă vă uitați la filmele acum actuale, da? Acum toți consumă vin. Orice femeie de afaceri care vine acasă își desface așa și se odihnește, se relaxează, bea un pahar de vin. Și tot așa, e doar un mic exemplu. Puteți să alegeți orice de observat și să vedeți cum se transmite. Prin reclame, prin filmulețe, prin orice, astfel încât să aveți ceva de urmărit. Adică, practic, să antrenați creierul dumneavoastră în a descoperi un lucru. Deci, a vă crește puterea de observare. Și când puterea de observare crește și observare înseamnă asupra voastră înșivă și asupra celorlalți, atunci puteți să fiți atenți și la ce vă transmite Universul și veți recepta mult mai ușor mesajele de la Univers. Cum ne ajută sau cum ne împiedică emoțiile în comunicarea cu Universul? Adică, cum ne-ar putea împiedica emoțiile în primul rând? Eu am învățat într-o școală foarte bună și ăștia prima oară te făceau să faci greșit unul. Și după ce îl făceai greșit, după aia făceai de câteva ori bine. Și vreau să vă spun că m-am trezit că aveam reflexe respective, deși prima oară am putut să greșit, ceea ce e ciudat. Da. Să începem cu de ce. De ce și cum ne împiedică emoțiile? Emoțiile sunt mult mai importante decât toate celelalte lucruri din șirul ăsta pe care vi l-am spus. Gânduri, cuvinte, acțiuni, obiceiuri și așa mai departe. Pentru că ele sunt sursa de pornire a tuturor celorlalte lucruri. Cum stăpânesc emoțiile, luând în considerare șirul de lucruri pe care vi l-am spus, atunci practic îmi controlez viața. Nu-mi controlez emoțiile, rezultatul este că nu-mi controlez viața. Și atunci, emoțiile sunt foarte greu de controlat. Nu pot să spun că eu de mâine, gata, mă fac zen și nu mai mă afectează nimic. Pot să stau în meditație, pot să mă apuc de yoga, pot să mă apuc de rugăciune, pot să mă apuc de orice, care îmi creează în mine un echilibru. Și ajung la un moment dat să îmi controlez emoțiile mai bine decât alții. Dar asta nu înseamnă că nu pot fi destabilizat la orice claxon, la orice înjurătură în trafic, la orice șef care vine și țipă la mine, la orice iubit care a venit cu fundul sus sau s-a sculat cu fața la cea și vine și îmi spune ceva care mă rănește. Deci o chestie cât de mică, mai ales dacă vine de la cineva important, cineva de care îmi pasă ceea ce îmi spune și ceea ce face, mă dă peste cap. Și atunci, eu nu pot să ajung, cel puțin cu greu pot să ajung, la o stare de bine permanentă în care pot să-mi controlez emoțiile și nimeni și nimic să nu mai mă afecteze. Și atunci ce e important? Să le las să vină, pentru că practic asta e viața, să fiu plină de emoții, să plâng, să râd, să sar, să înjur, dacă e nevoie, în orice caz, să mă exprim. Deci exprimarea este extraordinar de importantă. Problema este cum ies și cât de repede ies, cât de mult mă las afectată de ceea ce mi se întâmplă. Un mentor de-al meu spunea, ok, e supărată, bine, 3 minute ai la dispoziție. Da, plângi, dă cu pumnul în masă, ce vrei tu, da, 3 minute. Te-ai uitat la ceas, au trecut 3 minute, îți iei atenția frumos și eu muți în altă parte. Nu poți să ieși din stare, nu poți să o ștergi emoția cu buretele, pentru că nu poți, atunci mută-ți
atenția. Și cum îți muți atenția? Să faci un exercițiu, dacă ați auzit, de reflexul lui Pavlov. Pur și simplu, îți stabilești o imagine ideală. Imaginea care te bucură cel mai tare. Ceva vis, ceva în care te simți cel mai bine. Poate fi o plajă, poate fi stând cu iubitul în fața șemineului, poate să fie împreună cu copii, cu cățelul, cu ceva care mă animă, dă o stare de foarte, foarte bine. Și atunci, fac un exercițiu două săptămâni la rând, în care, de câte ori pot, închid ochii și îmi imaginez acea stare ideală. Și mă imaginez pe mine în acea stare ideală. Și practic îmi induc un sentiment de foarte bine. Și stau așa în starea asta frumos, dar în timpul ăsta îmi aleg un gest, un gest discret. Poate să fie ăsta, poate să fie ăsta, poate să fie ăsta, poate să fie, nu știu, ceva care să nu, să zic, să pot să fac și în prezența altora fără să se prindă. Dar nu mi-aleg un gest care înseamnă să-mi bag de prima. Nu mi-aleg. Și atunci, ce se întâmplă ca și mecanism? În fiecare zi, să spunem, timp de două săptămâni, fac acest exercițiu, de câte ori închid ochii și îmi vine în minte imaginea ideală, plină de fericire, o asociez cu gestul. Să zicem gestul ăsta. Da? Și fac asta și se creează ca un reflex. Și atunci, de câte ori voi face gestul ăsta, îmi va veni în minte imaginea. Automat. Pentru că, de ce? Timp de două săptămâni, eu tot mi-am antrenat corpul și mintea să acționeze reflex. Imaginea mă duce la gest. Iar după două săptămâni, deja când voi face gestul, mă va conduce gestul la imagine. Și conducându-mă la imagine, de fapt, unde mă conduce? La starea mea de foarte bine, aia pe care o imaginez, că sunt eu cel mai bine, cea mai fericită. Și atunci, ăsta este un exercițiu, de exemplu, foarte simplu, care mă ajută într-o stare de emoție, când nu pot să o dau la o parte, pentru că sunt prea în emoția aia, m-am enervat prea tare și trebuie să o trăiesc. Atunci ce fac? Fac gestul, gestul mă duce la imaginea ideală și atunci atenția mea de pe problemă, de pe nervi, de pe tristețe, despre ce am eu, mă duce dincolo. Se mută pe imaginea ideală. Și atunci eu mă simt foarte bine, fără să fac un efort, pentru că mă simt reflex. E un antrenament al corpului să se ducă acolo. Nu e ceva un efort al meu să scap de emoție. Practic, cu alte cuvinte, nu mă lupt cu emoția, ci o las să vină altceva în loc pe calea cea mai ușoară. Și calea cea mai ușoară este reflex. Ceea ce facem reflex, ca un mecanism, fără să gândim. Se întâmplă pur și simplu doar pentru că am făcut-o ca două fire. Le-am băgat în priză, automat se face o legătură, curentul trece. Așa și aici. Am făcut gestul, a venit imediat imaginea. S-a creat un gest, o imagine reflexă și o emoție automat reflexă. Și asta mă ajută. De cel mai simplu exercițiu ca să ies dintr-o emoție foarte repede. Dintr-o emoție negativă. La fel cum poți face exercițiu și invers, dar nu e cazul. Bun. Cum potențăm ceea ce cere din intermediul emoțiilor? Cum potențăm ceea ce cere? Foarte simplu. Deci, să zicem, cum îmi creez eu o emoție? Sau e nevoie să îmi creez o emoție astfel încât ceea ce îmi doresc să fie potențat de emoția respectivă? Și dacă da, cum? Este obligatoriu. Asta am spus. Comunicarea înseamnă atunci când îmi propun ceva să fac, respectiv când îi cer Universului ceva să facă, spun niște cuvinte. Acele cuvinte erau încă de plăți. Deci și dacă nu știu, și dacă sunt în indiană, când fac mulți se mută acum de la creștinism și să duc către budism, către Lao Tzu, către alți mari maestri, și atunci li se dau niște mantre, li se dau niște, să spunem, lucruri de spus, participă la niște incantații, care sunt în altă limbă decât a lor și pe care mai mult decât atât nu înțeleg deloc, nu înțeleg nici măcar o boală. Și totuși, spunând acele lucruri, acele cuvinte își fac efectul asupra lor, pentru că au o vibrație anume. Și mai ales că în categoria asta de informație intră niște cuvinte care au un anumit tip de vibrație foarte înaltă. Deci e bine să le spun chiar dacă nu știu ce înseamnă. Dar, pe măsură ce eu știu ce înseamnă, pe măsură ce pun emoție în cuvântul respectiv, adică mă implic total în rostire, atunci cuvântul ăla are mult mai multe șanse să treacă de la stadiul de cuvânt la stadiul de realitate. Și trece cum? Prin acțiune, prin șirul acela pe care vi l-am spus. Adică îl formulez și după de undeva îmi vine inspirația să fac un anumit tip de acțiune care mă conduce la un anumit tip de rezultat. Dacă eu las cuvântul de sine stătător, el își face efectul într-un timp, să zicem, puțin mai îndelungat. Cu cât emoția mea e mai puternică,
și mai mult decât atât, cu cât imaginea mea despre cuvântul respectiv, despre fraza, propoziția respectivă, este mai clară, cu atât ea se poate manifesta mai repede. Adică, se spune, vreau o mașină. Ok, vrei o mașină. Primul lucru trebuie să știi de care mașină. Vreau... Ford Fiesta Superb. Trebuie 3. Deci trebuie să știi câte mașini vrei, primul lucru. Ce culoare, e bine? Al doilea, ce mașini sunt? Al treilea, ce culoare? Cum să fie la interior, cum să fie la exterior, ce motor să aibă și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Că fiind vorba de un lucru concret, dacă el există pe piața românească undeva la îndemână, mă duc la magazin. Mai mult decât atât, mă duc și cer un test drive. M-am chemat. Numai că atunci când formulez vreau o mașină și de care mașină, să știi despre ce vorbesc. Să spui poze cu mașină, pe laptop, pe pereți, la baie, oriunde, să fiți cu mașina respectivă, cu poza cu mașina respectivă, în față. Emoția în poza respectivă ce înseamnă? Că m-am dus, am făcut test drive-ul și mi-am dat seama cum mă simt. Îmi aduc aminte de bucuria pe care am simțit-o. Când am virat cu forță, când am apăsat pe accelerație. Nu știu ce plăceri mai au domnii în cazul acesta. Și atunci când zic mașină, mașina mea nu e doar o mașină. E mașina aceea la care, mai mult decât atât, am simțit bucuria respectivă. Emoția respectivă. Și atunci, aia am vin. Adică se deschide în gând așa. Voi redeți, dar apropo de treaba asta, făceam eu un curs la Deva. Tot povestea și de fapt am zis analiu și nu am acceptat aia că aveam care de 6 luni. Și normal că nu m-am acceptat. Și am zis, m-au prins lumea, hai să facem un curs. Și facem un curs și cum eram eu supărat pe analiu, zic, am scris, băi, faceți proiectul, proiectul meu este următor. Dragoș participă la raliu. Fii atentă că atunci am scris cu mașina ideală. Și am scris cu mașina ideală, în condiția așa, mă rog. Bun, după 2 ani avem 2 mașini ideale, dar nu putea să mergem. Așa că aveți grijă cu idealul ăsta, cele mașina 8 ori. Că s-ar putea să nu fie ce aveți voi nevoie. Bun, deci aici, apropo de emoții. Emoția presupune orice senzație de bine, orice... orice ce înseamnă emoție, înseamnă implicarea sufletului în dorințele și acțiunile voastre. Sufletul fiind acea esență divină din voi. Nu poți să-i... adică poți, dar mai greu, poți să-i împiri sufletul atâta timp cât ești în contradicție cu divinitatea. Pentru că sufletul e partea aia din divinitate. Nu vorbim noi despre divinitate, dar oricum, sufletul e esență divină. Și recunoscut și de psihologie, până la urmă. Aș vrea să mai adaug că este mult mai frumos, să spunem așa, mult mai aducătoare de rezultate acele afirmații care implică verbul a fi, nu a avea sau orice altă acțiune. Adică, eu întâi trebuie să fiu ca să am. Și asta face mai ales diferența între bărbați și femei. Femeile trăiesc prin a fi pentru a avea, bărbații în a avea pentru a fi. Bărbatul este făcut să acționeze. Acționează ca să aibă și având, el poate să se transforme și să fie de un fel. Pe când femeia este la polul opus, adică ea trebuie să fie de un fel, e caracterizată de felul a fi, și atunci ea are, pentru că atunci lucrurile vin către ea. Un exemplu, nu, să spunem, unul cel mai grozav, femeia este frumoasă, deci doar este frumoasă, și atunci vin lucrurile către ea. Adică vine bărbatul care îi aduce lucruri, vine universul care îi aduce lucruri, fără ca ea să facă nimic, doar pentru că e frumoasă. Dacă nu, în realitate, măcar în film. Femeia frumoasă ține mai ușor niște lucruri. Asta e. Pentru că ea este de un fel. Dar e valabil pentru orice alt atribut al femeii, nu numai pentru frumusețe. Asta cu frumusețea e cel mai evident. Dar o femeie care este înțeleaptă, o femeie care este harnică, o femeie care e iubire. Pe acest principiu sunt făcute, de exemplu, toate proveștile românești. Albă ca zăpadă și alte, nu numai românești. Albă ca zăpadă, cel mușăreasa, fata a moșului. Eu știu ce povești mai sunt. Cum este persoana, femeia, construită în povești? Ea suferă, are întâmplări de tot felul, dar rămâne cum? Ea este frumoasă, harnică, muncitoare, ascultătoare, etc., etc. Și care îți plată la sfârșit timpul. Nu e fata pe care îi deșteaptă, nu e ea și pe la acasă, la fata totul, deci... Face el ce face și totul, deci...
Deci cum e înțelepciunea populară, da? Femeia este de un fel și la sfârșit primește, sau nu neapărat la sfârșit, destul de repede să spunem, cum e capabilă să primească, primește prințul, primește palatul, primește comorile, primește tot ce vrea ea. Metaforic spus, asta este. Dar în realitatea de zi cu zi, chiar așa este. Fiecare prințesa a fost cerușăreasa înainte, da? Deci atâta timp cât ești de un fel și te menții în a fi de un fel, lucrurile vin la tine. Pe când bărbatul, să ne referim tot la povești, el trebuie să acționeze. El pleacă de la palat, el pleacă de la casa părintească, indiferent că-i prinț pe ce e, tot pleacă. Până prinde merele de aur. Face. Trebuie să vingă palatul. Da, adică are multe lucruri. Are. Universul ajută pe tot parcursul ăsta pentru că și el e de un fel. El e viteaz, este bun, este generos, este așa mai departe. Dar nu-i doar este, ci este și acționează. Și acționând, lucrurile lui se rezolvă, are experiențele lui pe care le are de trăit și atunci vine automat și primește femeia care îi place, prințesa, palatul, bogățiile, etc. Dacă e zmeu. Dacă e zmeu, primește și el ceva. Deci, ca să închei, femeia este prin a fi și bărbatul prin a avea. În schimb, asta nu scutește pe bărbat de a fi și el într-un fel, ca să poată să acționeze. Un bărbat când se transformă și este de un fel, el poate să acționeze și să obțină foarte multe lucruri, uite așa. Și femeia când este de un fel, poate să obțină toate lucrurile, chiar nefăcând nimic. Și atunci, există armonia între bărbat și femeie, femeia care este, și mai ales că vă place sau nu, doamnelor, toată puterea este la femeie. Femeia poate să facă pe un bărbat să acționeze și să vină... De vorba asta, de femeia te mărită, femeia te coboară. Cam așa e. Bun. E de mâna femeilor, în care bărbașul este mâna femeilor. Și femeia poate, dacă vrea și este de un fel, și știe să-l gestioneze. Așa. Poate să-l facă să acționeze în așa fel încât el să obțină tot ce vrea să obțină. Adică există bărbați care, domnule, au fost... Noi când am pus mâna o femeie pe el și l-a pus acolo, l-a pus pe linie. Asta e. Nu, vorbesc eu să facă e. Știți? E cineva care a recunoscut asta. Ce repede. Deci dacă nu era acolo cineva care să-l pună pe el pe linie, era și acum. Sunt mulți oameni care se schimbă în felul ăsta. De lângă ei apar o femeie care știu să îi gestioneze. Mă rog, bun. Că, vreau să neapărat să adaug asta. Femeile trebuie să facă asta foarte discret și foarte diplomat. Să ne dea impresia că... Că nu ei, da, exact. Nu el. El își bătă treabă și au satisfacția că sunt de un fel și obțin ceea ce vor. Dar niciun caz nu trebuie să o facă fățiș. Trebuie să pară că este ideea lui, acțiunea lui. Și doar trebuie validat. Bărbatul trebuie validat în permanență. Trebuie validat. Atenție mare, cum trebuie validat? Spunându-i că e bun și frumos, bărbatul nu reacționează. Nu înțeleg. De ce? N-ajunge la asta e pentru femei. Ești bună și frumoasă. Dar la bărbat nu. La ce se referă validarea asta și complimentele care se spun așa le primește un bărbat și o femeie? De-aia e foarte important cum comunic și să știu ce cuvinte spun. Cuvintele pe care le spun respectiv unui bărbat, respectiv unei femei, țin cont de regula asta. Femeia este centru și bărbatul este cercul, sfera, da? Femeia în centru doar este de un fel, bărbatul acționează, deci pleacă de la centru și se duce în exterior și acționează și face, da? Bărbatul având acțiunea asta de bază, caracterizat de verbul a face și a avea, are nevoie să primească complimente pe ceea ce face el, da? Ce mașină grozavă ți-ai cumpărat? Ce bun ești la serviciu, ce acțiune extraordinară ai făcut. La asta vibrează un bărbat și asta are nevoie un bărbat să fie validat. Femeia, dacă îi spui ce bine ai făcut, nu știu ce, nu vibrează. Îi face plăcere, dar nu asta are nevoie să audă. Ea are nevoie să audă ce? Eu sunt centrul universului tău, pentru că asta e ea, centrul. Și cum spun eu sunt centrul?
ești frumoasă. Fără de tine, viața n-ar mai avea rost. Nu pot fără tine. Asta ce înseamnă? Sunt lucruri de care femeia are nevoie ca ea să înțeleagă că bărbatul recunoaște că ea este centru. Și atunci vrem să cucerim o femeie, îi spunem în orice vrem, vorbe, ne pricepe noi și sunt mai pe sufletul nostru și al ei, în limbajul ei, că ea este centrul universului nostru. Iar la bărbat, la polul opus. Tu, dragul meu, minunat. Și atunci, dintr-o dată, comunicarea se așează pe niște baze care sunt firești de la natură, sunt în firescul lucrurilor, sunt în gena fiecărui om, bărbat și femeie. Și atunci când satisfacem această nevoie de bază, putem să construim comunicarea deja pe ceea ce are nevoie fiecare. Și nu pe ceea ce ne imaginăm noi care avea nevoie celălalt. Bun. Am o întrebare aici care, mă rog, iese un pic din contextul. Dacă există ceva din domn care face ca un soț mai ușor decât altul ceea ce cere. Ai spus și tu mai devreme, cred lucrul ăla că e adevărat, e adevărat. Nu cred, nu, Einstein spunea. Crezi că ești prost? Ai dreptate. Crezi că ești deștept? Ai dreptate. De ce? Că se întâmplă o dorință, se întâmplă în funcție de cât de mult crezi tu și ca să crezi, nu este suficient. Acest verb a crede nu este cel mai bun verb. De aceea oamenii nu evoluează foarte mult prin credință. Pentru că spun eu cred în Dumnezeu. Ori a crede este o fracțiune din concretizare, din a aduce ceva în realitate. Acel gând pe care l-ai și vrei să-l transformi în realitate, trebuie să știi deja că așa este. Deci cuvântul a crede trebuie transformat în verbul a ști. Și când eu zic știu că e așa, nimic nu mă mai poate împiedica. Când eu zic cred, cred ce înseamnă? Poate e, poate nu e. Asta înseamnă a crede. A crede nu este cel mai stimulativ verb. Pentru că implică o neterminare, o oscilație. Și atunci, ca să se întâmple ceva, în primul rând trebuie să zic știu. Și ca să știu, trebuie să fi avut experiență similară sau să mi-o imaginez. O am experiența similară în imaginația mea. Și când o am la nivel de imaginație, pentru că ea nu a fost adusă încă în realitate, atunci are mult mai multe șanse să se întâmple. Cu cât imaginația mea și cu cât mă joc și cu cât învăț să-mi folosesc mai mult mintea și să o folosesc într-un mod special, cum se spune la Silva, dacă știe cineva de Silva, atunci pot să aduc lucrurile mai aproape de concret. Pentru că ce fac? Îmi folosesc imaginația, îmi folosesc creativitatea și îmi dau voie să spun. E un desen foarte drăguț, în care e o foaie de hârtie cu niște... care se folosește de obicei în management. O foaie de hârtie cu niște puncte. Și arată așa. Foaia de hârtie cu puncte înseamnă cum e situația, cum o vede omul fără nicio pregătire. Între punctele astea, în a doua foaie de hârtie, încep și se fac niște relaționări, niște liniuțe. Acel desen reprezintă foaia omului cu experiență. În momentul în care, din acele puncte, eu pot să creez o pisică, să spunem, cum sunt jocurile acelea de copii în care unești punctele și iese un desen, atunci aia se cheamă creativitate. Deci eu pot cu adevărat să fac ceva, omul poate cu adevărat să facă ceva, când? Ceva frumos. Că și prima foaie e bună și a doua e bună, dar a treia este deja un act de creație. Am unit punctele alea și mi-a ieșit ceva. Deci, ca să pot să-mi îndeplinesc niște obiective, trebuie să lucrez foarte mult cu imaginația. Poate cu mine trebuie să lucrez foarte mult cu mintea mea. Și ca să lucrez cu mintea și de respectiv cu gândurile și cu simțirile mele, cu emoțiile mele, pentru că mi-e greu, atunci învăț să vorbesc. Și învățând să vorbesc, învățând să comunic cu alte cuvinte, ce fac? Umblu la emoții, la simțiri, la creativitate, la imaginație și pot să transform mai ușor imaginația în realitate. Ce sunt autocondiționările negative și cum ne afectează ele și cum scăpăm de ele? Astea sunt exact cum am dat exemplu cu ceașca de cafea. E cel mai bun și mai simplu exemplu. Am niște programe proaste în cap, am niște zați cu cana de cafea și trebuie să scap de ele. Cum scap de ele? Când nu vreau și nu vreau să scap de ele, nu-mi dau seama că am aceste probleme. Bine, viața îmi dă o palmă, cum am zis mai devreme, îmi dă o boală, îmi dă un accident, îmi dă o întâmplare nefericită care să mă afecteze suficient să mă zguduie, astfel încât să mă trezesc și să zic, stai puțin că nu-i chiar așa cum credeam. Da?
un om de afaceri dă faliment, o familie pierde casa, o iubită intră în divorț și așa mai departe. Diverse acțiuni care să fie suficient de puternice să conteze pentru persoana respectivă, astfel încât să se trezească și să facă ceva. Pentru că nu vrem varianta asta și pentru că suntem din ce în ce mai înțeleți, încercăm și chiar reușim să ce? Să acționăm asupra acestor programări în mod conștient, acestor condiționări. Adică să le recunoaștem că există, să le acceptăm, uneori să vedem chiar de unde ni se trag, dacă sunt ale noastre sau nu, dacă ne-au venit de la televizor sau de la mama sau din altă parte, și după aceea să le eliminăm foarte frumos. Eliminăm cum? Nu putem să le eliminăm de unul singur. Metoda e simplă. Învățăm să vorbim, îi se schimbă gândirea. Când ni se schimbă gândirea, ni se schimbă simțirea. Și schimbând ni se simțirea, ni se schimbă, cum v-am spus mai devreme, toată viața. De fapt, ni se schimbă ce? Rezultatele pe care le dorim. Haideți să vă spun ceva, ca o completare. În momentul în care nu te schimbi, și sunt oameni care nu vor să se schimbe, vreți, nu vreți, ei vor trece prin o bubuială. Pentru că oricine nu se schimbă, Universul nu doarme. Și nici Dumnezeu. Și în momentul respectiv ție îți se oferă mai multe bărci. Dar dacă nu le iei, la revedere. Nu încercați să ajutați oameni care nu vor să se schimbe. Că se întâmplă foarte des treaba asta. Când un om nu vrea să schimbe, îl lași. Pentru că dacă el nu vrea să se schimbe și tu tot insiști să-l ajuți, pe lângă faptul că preiei tu bubuielile astea, nu-l ajuți pe el în evoluția lui. Adică, de asta sunt oameni care trebuie să treacă prin divorțuri, prin despărțiri, prin boli, prin dureri, prin ce vreți voi. Special pentru că nu se schimbă. Voi, cei de aici, ați venit pentru că simțiți că se poate o schimbare și mai soft. De multe ori ești sătul de hard. Eu unul cel da. Și atunci eu vreau să mă schimb mai soft. Hard am văzut cum e. Și prefer să iau zațul încetul cu încetul decât să ia cineva cu cel. Vă e clar? Bun. Mă rog, aveam aici când ne influențează părinții, educația, religia, mă rog, treaba asta. Cum formulez cererile mele către Univor? Sunt așa, practic, ca pentru mine. Primul lucru, creierul nostru, mintea noastră, funcționează prin afirmații. Da? Deci tot ce vrem să cerem, tot ce vrem să ni se împlinească, trebuie să fie într-un verb la afirmativ. Nu prin negație. Adică, să zicem că sunt fumător, nu zic, de mâine nu mai fumez. Pentru că este cu nu, este negație, nu este afirmat. Adică nu trebuie să spun eu alt, trebuie să spun, sunt posesorul fericit al unui cor. Așa, exact. Înțelegi. Deci primul lucru, am grijă să fie afirmație, nu negație. Da? Al doilea lucru, am grijă ca mesajul să fie cât mai scurt, clar și concis. Următorul lucru, am grijă ce cuvinte folosesc. Pentru că sunt foarte multe cuvinte care sunt neconstructive. Da? Să luăm un exemplu. Cuvântul noroc. Aparent este un cuvânt constructiv. Da? Ești o norocoasă. Pare ceva de bine. Vine ursitoarea și urează noului născut să fie norocos. Asta ce înseamnă? Că omul care este supus în ghilimele norocului, lumea și el însuși se cataloghează sau este catalogat ca și sub nivelul potențialului lui. Eu dacă am muncit mult pentru o slujbă, am tras, am stat peste program, am lăsat copilul acasă singur și ca rezultat obțin o promovare. Și aud din jur de la toți colegii mei, a bun noroc. Cum mă simt eu? În loc să mi se recunoască meritele, că am muncit și așa, o să zic. Iar dacă eu chiar cred că am fost o norocoasă, mă voi subestima întotdeauna și niciodată nu mă voi autoevalua ca potențialul meu adevărat. Și mă voi pune întotdeauna sub nivelul meu. Și punându-mă sub nivelul meu, ușor, ușor așa vor fi și rezultatele mele. Adică vor fi sub potențialul meu maxim. Și ca acest cuvânt noroc, există foarte multe cuvinte care nu sunt
Bun. Avem timp să dăm mai multe Da? Bun. Chiar aveam o întrebare cu rolul cuvintelor în comunicare. Bun. Deci v-am zis de cuvântul noroc. V-am zis de negația nu, care nu este luată în considerare de către minte. Cuvinte drastice. Niciodată. Nimic. Trebuie. Obligatoriu. Strict necesar. Deci sunt cuvinte pe care orice om și chiar și Universul, le interceptează ca atac la libertatea omului. Fiecare om are mai multe valori. De bază. Ce înseamnă valori? Fără de care nu poate fi fericit. Dacă nu are lucrul ăla, sentimentul ăla, conceptul respectiv, el nu este fericit în viață. Da? Să spunem că una dintre valorile mele de bază este natura. Statul în aer liber. Așa că eu oricâți bani aș avea și oricât m-ar iubi lumea, dacă îmi dai un birou și o casă care nu are ferestră, și sunt obligată să lucrez într-un mall sau eu știu unde, unde spațiul conjurător nu îmi permite contactul cu natura, eu nu voi fi fericit. De ce? Pentru că natura este una din valorile mele de bază. Fiecare om are propriile lui valori, dar pe lângă astea mai sunt valorile universal valabile. Adică libertate, iubire, adevăr și așa mai departe. Și libertatea fiind una din valorile de bază ale omului, orice atac la libertate, conștientizat sau neconștientizat, duce la o reacție în care omul nu prea vrea să facă lucrurile. Și reacția firească a omului, fie că o recunoaște sau un chip că o spune sau nu, este de refuz. Dar de ce să fac așa? Da? Și atunci când eu zic, trebuie să aduci bani acasă, soțul să zic, dar de ce trebuie nu? Dar uite că nu vreau. Și ce? Sau spun copilul, trebuie să-ți faci lecție. Copilul o să zică, dar de ce nu? Uite că nu trebuie. Cine ești tu să-mi spui mie să faci lecție? Chit că o spune sau nu o spune, depinde cum e educat, dar în subconștientul lui asta se creează. Marcaci la libertate, e, stai că ți-a rătuți. Și atunci nu avem rezultatele pe care îmi le dorim. Așa și în formulările cu Universul, nu folosim cuvinte drastice. Drastice înseamnă cuvinte care nu lasă niciun fel de interpretare, care sunt poruncă. Și la fel în comunicarea cu ceilalți, nu avem voie să avem semne exclamării la sfârșit. Deci chiar dacă zic, vă rog, dați-mi un ban, să spunem, spune un cerșetor, vă rog, dați-mi un ban, este tot la imperativ. Adică tot există un semn de exclamare la sfârșitul frazei. Și atunci e tot un atac la libertate. Adică tu îmi poruncești ceva, uite că nu vreau să te ascult. Sau dacă te ascult, nu sunt împăcat cu mine că te-am ascultat. Știți cumva exemplul cu orbul care îl cerșea? Da. Pentru cine nu știe, e o, să zicem așa, un mic eseu în care un orb stătea undeva în Paris pe marginea drumului și cerșea. Și avea ochelari la ochi, mâinile întinse și un bilet mare în carton pe care scria: sunt orb, vă rog, ajutați-mă. Și primea bani pe măsura acestei formulări. Da? Formularea era la imperativ. Era fără nicio emoție, fără nicio imagine decât, să zicem, cea a lui care impresiona. În rest, era ceva sec. Aparent e cu vă rog, deci ar trebui să fie o chestie frumoasă. Aparent este cu un fapt care impresionant sunt ori și ar trebui să facă lucruri din cu SRCT. Și cu toate astea, el primea bani pe măsura afirmației, adică nu prea primea. Și întâmplarea face că trece un specialist în comunicare pe lângă el, îi ia biletul, întoarce pe partea cealaltă și scrie ceva. Scrie o altă afirmație. Pune biletul la loc și lumea începe să treacă și să-i pună din ce în ce mai mulți bani. Astfel încât la sfârșitul zilei, oricum deja avea o cantitate de bani cu totul diferită, mult superioară celei de dinainte. Se întâlnește din nou cu specialistul în comunicare și îl întreabă, ce mi-ai scris? De situația s-a schimbat. Și specialistul spune, am scris exact același lucru, numai că am folosit alte cuvinte. Și întoarce biletul și îl citește. Și biletul era așa, e primăvară în Paris, dar eu nu o pot vedea. Deci, a folosit fix aceleași cuvinte, nu, a folosit aceleași informații, dar a pus în ea, prin alte cuvinte, o emoție puternică. Adică, e primăvară, deja a făcut referire la un anotimp care îi prinde viață, e frumos, prin natura lui e făcut să fie, să renască sentimentele, da? În Paris,
asta era și înainte, dar Orbu nu făcuse referire la Paris, Parisul care se consideră orașul dragostei, iubirii și așa mai departe, și eu nu o pot vedea. Da? Deci nu vă rog, ajutați-mă, nu dați-mi un ban, nu fie vă milă de mine, ci pur și simplu am enunțat un fapt prin niște cuvinte care au trezit o emoție în ceilalți și au trezit o emoție puternică, pentru că acele cuvinte au vibrat într-un alt fel în fiecare din trecători. Asta înseamnă comunicare. Dar să ne întoarcem la cuvinte, să zicem, bune și rele. Ce exemple să vă mai dau? Cuvinte drastice. Cuvinte care jignesc. E de la sine înțeles că nu sunt cuvinte care sunt folositoare. Ești un prost. Niciodată nu se provoace. Poate provoca din 100% un segment, poate de 20% sau chiar mai puțin, care o să reacționeze în felul ăsta. Las că arăt eu că nu sunt prost și fac. Dar ăsta este un segment foarte mic. Lumea reacționează la laudă. Lumea reacționează când este validată. Lumea are nevoie de încurajări ca să facă. Și atunci spun, ești deștept, ești bun, poți și așa mai departe. Fraza tipică americană, super uzitată, yes, I can. Da, poți. Da? I-aș completa, da, poți și chiar faci. Doar poți nu e suficient. Și acum vin la verbele, apropo de poți, care sunt insuficiente. A putea, a vrea, a încerca. Sunt verbe la care Universul spune da. Eu zic, eu vreau să câștig din ce în ce mai mulți bani. Universul ce face? Se uită la ce ai spus și spune da. Continuă să vrei. Da? Eu pot să fiu din ce în ce mai înțeleagă. Și Universul zice, da, poți. Continuă să poți. Dar eu zic, aștept. Aștept la fel. Aștept. Ceea ce fac. Un verb care mă interesează, la prezent, în prima parte a frazei. Vreau să fac o mică... Eu că tot aveam o întrebare, dacă există vreo diferență între Univers și Dumnezeu și între cererile pe care le adresez, că am primit întrebarea asta, și între cererile pe care le adresez Universului și cele care le adresez cum să zic eu, dacă mă rog să nu cadă asta, nu înseamnă că se va întâmpla. Astea sunt niște principii care sunt ale Universului. Noi când ne referim acum la comunicare, nu ne referim la comunicarea cu Dumnezeu, ci la comunicarea cu Universul. Universul nu recunoaște timp. Deci nu recunoaște decât prezentul. Ai spus, e cam bagul cu moartea. Vino mâine. Și vine moartea mâine și iar mâine și război mâine. Deci, relația cu Universul, că la asta se referă această seară, este tocmai ca să învățați să gestionați deci comunicarea în lumea noastră. Și că comunicarea mea cu Dumnezeu e una, Dumnezeu e persoană, comunicarea cu Universul material este cu totul altul și se bazează pe alte principii. Noi aici vorbim de principiile care coordonează relaționarea prin comunicare cu Universul nostru material. Nu vorbim de îngeri, spirite și sfinte. Universul material. Ce suntem noi, ce e în exterior, ce e cu ceilalți. Da. Cu alte cuvinte, Universul funcționează după niște reguli. Regula de bază e regula cauzei și efectului. Îi dau unuia cu o bâtă în cap, o să doară. Mai mult de atât, atât poate să și moară, da? Deci, asta e. O secundă, ca să nu termin eu. Deci, am făcut o acțiune, deci am o cauză care are un rezultat, un efect. Ăsta este Universul. Și atunci, formulez într-un fel, spun într-un fel, acționez într-un fel ca să am niște rezultate, da? Asta nu înseamnă că nu se pot întâmpla minuni. Dar nu mai ține de regula cauză și efect. Este ceva care depășește regula cauză-efect. Și atunci, vreau minune, atunci am schimb afirmațiile. Minune poate să fie mai mică, mai mare, nu contează. Lucruri care, să spunem în ghilimele, mă depășesc. Sau cred eu că mă depășesc. Pentru că așa am fost crescut. Și atunci emit acele fraze benefice. Fraze benefice sunt ceva care nu mai încep cu eu, cum am început până acum. Da? Sunt fraze benefice care se referă la viața îmi face surprize minunate. Tot ce am nevoie vine la mine. Nu știu dacă ați citit Louise Hay sau ați văzut filmul You Can Heal Your Life. Este o carte plină de astfel de afirmații. Da? Care nu se referă la
mine, la ceea ce pot să fac eu, la cum pot să mă schimb eu, la cum pot să mă transform eu, la tot ce ține de mine, și ține de exteriorul meu. Dar exteriorul meu care are efect asupra mea. Și atunci pot să folosesc orice fraze, astfel de fraze, cu cuvinte constructive, astfel încât viața mea să se îmbunătățească și mai mult decât atât să se înfrumusețească. Da? Un alt exemplu de cuvânt care nu este bun este formularea la viitor. O să fac eu nu știu ce. Când? O să. La anul și la mulți ani. Și atunci formulările cum trebuie să fie? La prezent. Acum, fac, am, sunt, experimentez, iubesc, ce vreți voi? Vrei să întreb ceva? Da. Mi-am făcut un proiect, da? Ok, și cum recunosc eu semnele că proiectul meu se îndreaptă înspre calea cea bună? Dar nu trebuie să recunoști un semn. Ele se întâmplă sau nu? Da. Ok. Poate fi așa. În momentul când îmi pun un obiectiv, un proiect, cum a spus tu, da? Următorul pas este să-mi fac un plan de acțiune. Am o idee. Tot am o temă pe treaba asta. Și anume, tema mea este importanța stabilirii unor obiective în viața noastră. De ce? Ca să înțelegeți. Doamne, dacă un om se aseamănă cu corabie, știi? Și te-ai născut aici din port. Dar dacă nu ai un semn, o să fii precum corabia nivelurilor. Nu ajungi nicăieri. Și atunci, e foarte important stabilirea unui obiectiv. Vreau să ne spuneți, din perspectiva comunitară, cât de important este stabilirea unui obiectiv în tot ceea ce vrem noi să obținem. Indiferent că e vorba de relații, de planul material. Vrem să fim fericiți, frumos, sănătoși, etc. Toată lumea vrea asta. Da? Pe lângă lucrurile pe care le vrea toată lumea, mai vrem lucruri particulare. Cineva vrea să devină cântăreață, cineva vrea să devină doctor, cineva vrea să facă voluntariat și așa mai departe. Diverse lucruri. Da? Bun. Lucrurile pe care le vrem implică așa. O parte care ține doar de inspirație. Da? Ca Barnaver, nu știm, dar știm că mergând pe lucrul ăsta, tot spunându-l, tot repetându-l, inspirația vine. Știți, e o vorbă foarte frumoasă. Inspirația vine, dar trebuie să te găsească lucrând. Așa că trebuie să acționezi. Și atunci, noi ne facem și un plan. Facem obiectivul și îl despărțim pe bucățele. Da? Adică, eu vreau să fiu cel mai des întâlnit în cazul meu și cred că nu numai al meu, vreau să fiu slab. Cred că n-am întâlnit femeie care să nu aibă acest obiectiv. Cât ar arăta de bine, cât ar fi extremat de frumoasă, cât ar fi de slavă, după părerea mea prea slavă, ea vrea să fie slavă. Așa. Bun. Își pune acest obiectiv, da? Știe cum să devină slavă? Ce părere are? Evident, nu știu ce face, nu mănâncă, se frustrează, se enervează și încearcă tot ce vreau. Deci, nu știe cum să devină slabă sau are senzația că știe să devină slabă. Cert este că în orice moment, pentru fiecare problemă sau pentru fiecare obiectiv, există o infinitate de potențialități. Da? În orice moment, pentru orice situație, am 1000 de variante prin care să se întâmple situația respectivă. Da? Adică, eu vreau să fiu slabă, cum pot să fiu slabă? Pot să fac sport. O să fac sex de nu mai pot. Da? O să nu mănânc. O să țin post negru. Pot să fac aerobic și bodybuilding și să-mi iasă sufletul și să nu-mi placă. Pot să mă duc la tango. O să mă duc la dans din bunic. Pot. Și așa mai departe o grămadă de lucruri. O grămadă de lucruri pot să fac. Da? Sau poate să-ți găsească universul, modalitatea prin care tu slăbești cel mai eficient și fără chinuri foarte mult. Asta adică pot să stabilesc un obiectivul meu, deci vreau să slăbesc și pot să pun un obiectiv, slăbesc pe calea optimă mie, cu eforturi minime, pentru că te duci poate că nu știu la nu știu ce salon de ăsta de, să spunem, de întreținere corporală și descoperi că există un aparat care, prin ultrasunete, distruge
membranele la celulele adipoase și slăbești fără să te chinui deloc și mai stai și dormi în perioada aia. Deci poți să te chinui cu demâncarea, poți să te chinui cu sportul sau poți să te duci să-ți faci asta pur și simplu cu un aparat. Și poți să, exemplele pot continua. Deci poți să slăbești, respectiv poți să-ți îndeplinești un ideal prin foarte multe metode. Da? Problema este ce alegi. Ce alegi din toate metodele astea? Da? Aleg una care ce? Două lucruri sunt importante. Este credibilă, adică eu cred că se poate în felul ăsta, și doi, îmi aduce bucurie. Și aici revin la cum formulez ceva. Formulez adăugând întotdeauna cele două aspecte în orice afirmație. Una este cu cuvinte de ajutor, de suport, care înseamnă cu bucurie, cu naturalețe, cu eficiență, cu relaxare. Ceva care mă ajută pe mine, deci ceva care am nevoie ca lucrul ăla să se întâmple pe placul meu, cu bucurie. Că dacă nu se întâmplă cu bucurie, e doar un drum chinuit spre a obține ceva. Și când ajung și obțin lucrul ăla, sunt obosită, sunt sfârșită, sunt săturată și mai bine nu făceam. Și și pierd foarte repede. Și atunci, măcar drumul până la atingerea acelui țel, cât e de scurt sau de lung, să fie un drum care să-mi placă. Să fie un drum care să-mi aducă bucurie. Și atunci, indiferent ce cer, da, să pun în afirmația mea, slăbesc cu bucurie, cu naturalețe, cu eficiență, cu plăcere și așa mai departe. Al doilea lucru pe care l-am zis, să fie credibil. Dacă eu nu cred, spun, dar de fapt în mintea mea spun inversul. Și atunci ce am de făcut? Să schimb și să spun cuvinte pe care să le cred. Cum cred eu? Dându-i drept. Slăbesc treptat cu bucurie. Slăbesc din ce în ce mai mult cu bucurie. Câștig din ce în ce mai mulți bani. Dacă eu acum n-am un ban în portofel, și prin ce am învățat la comunicații, trebuie să am afirmații pozitive și îmi spun, sunt bogată, am bani și deschid portofel. Și nu mă duc. Și că cum de am bani? Lasă că mai zic, așa cum văd. Am bani. Și nu se întâmplă nimic. Pentru că nu cred. Dar dacă eu îmi dau voie să pun ceva de treabă, devine ceva credibil. Am din ce în ce mai mulți bani. Ce dau voie? Deschid portofel pe gol, dar nu-i nimic. Pentru că mi-am dat voie ca pe zi ce trece, pe oră ce trece, pe săptămână sau cum îmi imaginez eu, în portofelul ăla să se pună încă un leu, încă 10 lei, 100 de lei și așa mai departe. Și atunci, ce fac? Mi-am făcut fraza, afirmația mea, credibilă. Și atunci când ea este credibilă și cu cuvinte de sprijin, afirmația mea are mult mai multe șanse să o pot transforma din imaginativ în concret. Da? Și hai să vedem un exemplu. Care să fie pe gustul vostru. Dați-mi exemplu, orice. Ca să nu fie tot asta cu slabă, că doar nu e problema... Sunt din ce în ce mai sănătoasă. Sunt din ce în ce mai sănătoasă cum? Cuvântul de sprijin. Am nevoie și de un cuvânt pe... Îmi fac viața mai frumoasă, că totul este bucurie. Cu ușurință. Cu ușurință, da? Ia să vedem alte exemple. Din viața voastră, din problemele voastre, din ce vă preocupă? Sunt din ce în ce mai înțeles. Da. Cu ușurință și bucurie. Obligator, un alt fără chin! Deci, ușurință. Drumul este sec. O, drumul este viața noastră. Drumul spre atingerea acelui ideal este viața noastră de zi cu zi. Viața noastră de zi cu zi este plină de bucurie. Dacă nu e plină de bucurie și nu zâmbim, degeaba e trăim. O să fim șterși, supărați, triști, frustrați, etc. După asta, cu bucurie, am uitat să fie un proiect și nu se întâmplă de ce noi. Deci avem nevoie de cuvinte, de sprijin, oricare ar fi el. Deci două aspecte. Să credem, să fie credibilă și să fie cu bucurie. Ca să ne facă plăcere. Drumul în sine, oricât de lung ar fi, să fie frumos în sine. Da? Afirmație la prezent, adăugăm cuvânt de sprijin și cuvânt de treabă. Și de multe ori mi s-a pus întrebarea, mai ales de către femei, Doamne, dar eu vreau să spun ce e rău. Eu vreau să mă plâng. Eu mă întâlnesc cu prietena mea la cafea pentru că vreau să-i povestesc. Eu am trăit ceva important și vreau să-i spun. Și să-i chinui și pe alții. Trebuie chiniți toți. Păi dacă mai chinui, de ce să nu-i chinui pe toți? De aia mă întâlnesc cu ea, ca să-i spun. S-o chinui. Da? Și e bărbat, e bărbat. Misogin și de aia. Dar mai o dintre, să-i întrebă pe aceea.
Și atunci ce pot să fac? Pentru că îmi vine, e omenește, îmi vine să mă plâng. Nu pot încă să spun că totul e minunat, pentru că nu mă cred. Și am nevoie să spun cât de greu este, cât de complicat, ce probleme am avut, cât îl sufăr. Și atunci, regula e foarte simplă. Dacă nu mă pot abține și totuși am ceva de rău de spus, pun totul la trecut. Da? Am fost o proastă. Bun, am spus-o. Dar n-am zis sunt o proastă. Am zis am fost. Până când? Până în momentul în care vorbesc. Da? Am fost. Dar, atenție, punem un dar, darul celorlalt. Darul este unul dintre cele mai importante cuvinte comunicate. El anulează tot ceea ce am spus. Da? Te iubesc, dar... Mie îmi place chestia asta, da. Îmi spune cineva, domnul doctor, fac, da. Dar dacă zic, nu o să facă nimic. Din ce îi spun? De ce lui? Da, domnul doctor, aveți dreptate. O să fac. Da, să văd când am timp, când mă lasă soțul, când... E clar că nu o să facă nimic. Dar ăsta e foarte important. Și atunci, ce nu ne putem abține, spune. Spunem că așa e în firea noastră să spunem. Până ajungem să nu mă spun. Dar dacă alegem să spunem, spunem la trecut și după care o virgulă, o pauză și un dar încărcat cu toată puterea. Da? Am fost o proastă, dar... Mi-a trecut. Mă tratez. Cum? Două cuvinte dreapte. Treaptă și de suport. Da? Mă tratez cum? Din ce în ce mai mult. Cu bucurie. Da? Atât doar mă tratez, e negredibil. Da? Am mai zis cineva din sală, dar nu mi-a, dar mi-a trecut. Sau cum a zis ceva? Da, n-am scăpat. Mi-a trecut. Nu, a zis ceva cu negație. Dar nu mai sunt. Deci cu negație nu. Dar și fac scenariul pozitiv, la afirmativ, cu cuvinte de treaptă și cu cuvinte de suport. Asta e regula de bază în comunicare. Da? Ce e prost, ce nu-mi place, ce e negativ, de ce mi-a fost frică, la trecut, urmează o pauză, un dar puternic, ca să-mi anuleze foarte puternic tot ce am pus până atunci, construiesc scenariul pozitiv, adică fraza pozitivă pe care o am de cerut, universului mie, celorlalți, încărcate cu două lucruri de bază. Treaptă, ca să fie credibil, și bucurie, ca să-mi fac viața frumoasă. Da? Vreau să-i sală un exemplu. Cum? Ce vreau să spun? Ca să vedem că e clar. Un domn curajos. Îmi spuneți ceva? Domnul cu ochelari și cu cămașă nouă. Nu? Trebuie să încercați măcar. Faceți un efort de... Dacă zic, m-am îndrăgostit de omul nepotrivit, dar mi-am dat seama că e... Cel potrivit? Bine, asta e la trecut, e bine. Dar, foarte dar, bine. Au înțeles că experiență a fost o lecție. E o lecție. Așa, dar e scenariul meu pozitiv. Asta e ce am înțeles. Am devenit mai înțeleaptă. Acum știu ce vreau. Acum știu ce vreau. Sau ce am nevoie. Sau ce am nevoie. Okay. Trebuie ca după aia să am neapărat ceva constructiv. Ceva ce urmează să creez, ce urmează să fac, dar formulat la prezent. Am înțeles, e ca o frază de intermediar. Ok, am înțeles asta din asta, am învățat. Nu e suficient de mult. Am învățat, dar ce fac mai departe cu lecția mea de viață? Ce construiesc? Ce pun în loc? Deci întotdeauna de asta spun, trebuie să urmeze scenariu pozitiv. Scenariu ce înseamnă? Povestea mai departe. Am înțeles și... Și pentru serviciu, cum folosesc? Nu, continuați ce ați spus ca să ducem exemplu la bun sfârșit. Am fost timidă, și dar acum am din ce în ce mai multă încredere în mine. Foarte bine, da? Asta e. Puteți să continuați exemplu ca să mă asigur că ați înțeles? Deci, m-am îndrăgostit de omul nepotrivit, dar am învățat ceva, eu ca o paranteză. Și acum? Și acum culeg beneficiile. Așa, cum le culeg? Singurătăți. Bună și singurătatea mea. Cu bucurie. Și ca să fie și credibil? Din ce în ce mai bine, pas cu pas, treptat, orice cuvânt care, sau orice grup de cuvinte care formează o treaptă. Da? Deci dacă încercați în tot ceea ce afirmați să folosiți cel puțin până din aceste două ore, să vă rămână această regulă,
O să vedeți că se schimbă... Primul punct, stabilirea unui obiectiv. Da? Luat din trecut, unde am fost, unde sunt, unde vreau să ajung. Numai că unde vreau să ajung, trebuie trecutul la timpul prezent, nu la viitor. Da? Bun. Importanța întrebării în comunicare. Despre întrebări. Deci cum o să vedeți că sunt foarte bune întrebările. E foarte bine să învățați să întrebați. E foarte bine să învățați să vă întrebați pe voi și e foarte bine să învățați să îi întrebați pe alții. Să știți că a-ți pune întrebări este o dovadă de inteligență. Aia care au IQ-ul ca mic nu prea au întrebări. Eu vorbesc foarte serios. Vorbesc că nu. Bine, nu e nimic acolo. Eu mă bucur că sunt oameni care au întrebări. Acum trebuie să aveți și niște întrebări. Să începeți să creșteți nivelul ăsta. Dar ca să creșteți nivelul ăsta, trebuie să înțelegeți că întrebarea este foarte bună. Și să învățați să puneți întrebări. Ok? Întrebările au rolul că atunci când suntem într-o conversație, să dăm o soluție. Și aici vreau să fac o paranteză înainte de a da exemple concrete de întrebări. Diferența dintre bărbat și femeie. Femeia vorbește pentru că vrea să vorbească. Pentru că are toate povestiri. Dar nu caută soluții. Da? Eu vreau să spun. Vorbește. Are un bagaj de mult mai multe cuvinte față de bărbat. Vă recomand pentru cine n-a citit sau nu s-a uitat pe YouTube să îl caute pe Alan Pease. Este un american care vorbește despre relația bărbat-femeie într-un mod foarte simpatic, foarte ușor de asimilat. Alan Pease. Da. Și are vreo două cărți cel puțin. De ce bărbații știu să citească o hartă și femeile se uită în oglindă? De ce bărbații nu știu ce, de ce femeile așa se uită? Și e foarte drăguț pentru că el povestește că femeile vorbesc ca să vorbească, pentru că au ceva de povestit și nu au nevoie de soluții. Ele trebuie doar să se exprime. Asta e nevoia lor. Să povestească, să spună. Bărbații care au minte mai dedicată, mai în propriu spus, recusată, vor să dea soluții. Și atunci, de fiecare dată când femeia povestește ceva, bărbatul vine, repede o întrerupe și îi dă soluția. Ea nu vrea soluție, ea vrea să povestească în continuare, dacă e o soluție, e închisura. Și atunci, ce fac? Eu despre ce mai povestesc? Și atunci, e bine că atunci când vine bărbatul seara acasă, să nu-i povestim prea multe, că el e deja... Și-a consumat bagajul de cuvinte. Femeia nu și-l consumă. Mai are lucruri de spus și încă foarte mult. Așa că e bine să vorbească cu prietena la telefon, astfel încât să-și consume toată energia și bagajul de cuvinte și când vine el, să nu interacționeze prea mult. Revenim la ce am zis. Morală, ieșiți la cafele cu fetele. Da. Ca să consumați energia asta care te bătrează și iese la suprafață prin verbalizare. De aici este foarte multe certuri, foarte multe conflicte, că femeia interpretează ce? Nu că bărbatul are gândurile lui și funcționează într-un fel, ci că nu iubește. E așa că aici. A, nu mă iubește. A, n-ai auzit ce am spus. Nu. Sunt foarte multe diferențe, dar cred că nu avem timp să mai vorbim acum între cum funcționează o femeie, cum funcționează un bărbat. Te rog. Unde se termină dorința noastră de a face lucrurile bine și de a ne programa totuși în felul acesta și realitatea care ne spune că nu, lucrurile nu sunt și trebuie să acceptăm faptul că nu sunt și să nu mai încercăm cum se pune și să le împodobim. Ele nu sunt în realitatea noastră. N-avem decât să ne schimbăm realitatea. De ce să nu fie lucruri? În momentul în care treci de la ideea asta, deja te-ai programat negativ. Deja ți-ai spus că n-ai nicio șansă să ajungi acolo, pentru că oricum realitatea te va... Menirea mea e să spun și la nivel de suport din tuturor. Asta e jobul meu. Deci în momentul în care ai zis asta, deja ai spus că degeaba spun eu asta, că oricum realitatea mă va contrazice și îmi va arăta că bă, vorbești prostii, că nu o să fie niciodată așa. Ai înțeles ce vreau să spun? Da. Deci, primul lucru, trebuie să crezi tu
că o să obții ceea ce vrei și că nu este atât de greu. Ceea ce ați văzut voi cu oameni care au ajuns la performanțe foarte mari este pentru că au avut tenacitatea de a pune pas după pas și de a crede în idealul lor și în obiectivul lor. Dacă eu zic, bă, mă duc pe Everest, da, parcă nu mai duc, dar promă acolo. Dar ce șanse am să ajung? Dar dacă eu am început, mi-am strâns banii, mă duc, mă antrenez, mă duc pe, eu știu, pietrele, mă urc cu violetul. Deja sunt aproape de țelul meu. În altul de idee, apropo de stabilirea obiectivelor, pe mine m-a interesat foarte mult. Ok, e perfect să stabilești un obiectiv. Dar până la un obiectiv, sunt treptele care mă duc la obiectivul respectiv. Și atunci, stabilesc obiectivul, dar eu încep să stabilesc trepte. Bun, vreau să fiu cel mai bun actor. Da, fac cursuri de dicție, fac de dans, fac de muzică, fac de călărie, fac de șofat, pilotaj. Trebuie să fiu actor. Actor presupune să știu să fac orice. Da? Deci și atunci stabilesc, dincolo de obiectivul final, pot să văd și care sunt treptele care mă duc către obiectivul meu final. Dar asta presupune să știu foarte clar ce vreau și să fiu foarte convins că pot să ajung acolo. În momentul în care sunt foarte convins că pot să ajung acolo, găsesc și treptele care mă duc acolo. E ca și cum aș vrea să construiesc o casă. Obiectivul meu este să construiesc casa și zic, Dragoș are casa optimă în... unde vreți voi. Mă rog, unde vreau eu. În Pipera. Bun. Și atunci, mă interesează prețul, planul, terenul. Și pe lângă obiectivul am văzut particulare. Ce echipă, ce arhitect, cum să arate casa, cum să fie poziționată după Feng Shui, după aia, după aia, după aia, după aia. Și cel vecin. Și, optim? Și cel vecin. Nu mă interesează. Îmi fac niște garduri de alea de 2 metri și la revedere. Ați înțeles? Deci, e foarte important ca eu să-mi stabilesc. E clar că aici intervine și onestitatea mea. Că dacă eu pun ca obiectiv Dragoș face flic-flac la paralele, am 1,90 și aproape 100 de kilograme. Ar fi cam greu. Sau am o reprezentație la vârnă. Poate mi-ar mea, dar ultima. Eu trebuie să fiu foarte obiectiv cu mine însuși și cu condițiile mele ca să-mi dau seama, da, pot să învăț să dansez, pot să... Bă, dar mi-e mai greu să fiu Fred Astaire. Da? Și toate astea, dar asta ține de onestitatea și obiectivitatea mea relativ la mine însuși și capacitățile mele. Da? Dar când îmi stabilesc obiectivul, eu știu foarte clar pot să ajung acolo, am atributele fizice, psihice. Pentru că sunt lucruri care nu țin de atribute. Un business nu ține de atribute fizice. Poți să fii mic și cărcănat. Și cu urechi mari. Poți să fii și actor foarte mare, mic, cărcănat și cu urechi mari și cu burtă. Că uite-te pe aici, mă rog. Era... Danny DeVito și Norman. Norman era așa. Deci, depinde ce vreau eu să obțin. Deci e important ca ceea ce cer să cer în armonie cu mine însumi și cu Universul. Să fiu armonic. Armonizat cu Universul. Bun. Avem timp pentru întrebări. Dacă aveți întrebări să spună doamnă. Ca să lăsăm pe doamnă. Da. Recedează. Cum putem să potențăm o afirmație către Univers? Ce sunt rugăciunile? Tot o afirmație. Tot o afirmație. Da? Și se adresează o afirmație. Indiferent cui se adresează o afirmație sau o rugăciune, în primul rând ne-o adresăm nouă. În al doilea rând ne-o adresăm cui vrem noi. Poate să fie o ghilimele rugăciune adresată mamei. Sau așa. Indiferent cui o adresăm, afirmația respectivă trebuie să îndeplinească credibilitate pentru noi și cum o facem, adică ce v-am spus cele două lucruri, cu de dreaptă și de ajutor, de sprijin, da? Pe lângă asta, ruga în sine, îmi pare rău că spun asta, ține de atitudinea cu care o facem. Una e să ne rugăm cu atitudinea de cerșetor, dăm Doamne, dăm Universul, dăm mamă, dăm tată, dăm cui cer eu. Și alta e cu atitudinea că deja am, cu atitudinea că merg, cu atitudinea că sunt acolo unde se pot întâmpla lucrurile pe care eu le cer.
Asta potențează, asta face diferența. Dacă eu mă duc să caut un job, da? Luăm ceva din lumea reală, cel mai concret lucru, și mă duc la intervievator, dăm orice job, nu mai dăm, dăm că mor de foame, orice ar fi, nu contează, că nu mă interesează. Și alta este să mă duc la intervievator cu rolul meu de învingător, cu rolul de erou, cu rolul în care eu dau ceva. Și atunci mă duc la firma aia și zic, v-am studiat pe net, știu ce fel de firmă sunteți. Pot să fac pentru dumneavoastră lucrul ăla și ăla. M-am gândit la o strategie prin care vă cresc vânzările cu 10%. Atunci și cu atitudine bună, intervievatorul respectiv mă va racola, ca să spunem, pe mine, 100% față de unul care vine cu atitudine din acealaltă. Deci, până la urmă, atitudinea ce înseamnă? Emoția pe care eu o pun în felul în care rostesc acele afirmații. Am răspuns? Da. Bun. Eu am o întrebare, nu știu, mai pragmatică. Cum abordăm o persoană care nu cunoaște decât monologul? Așa. Cum reușim să-i captăm atenția ca să ne asculte și pe noi? Dublu adesiv. Dându-i soluții. Un om când vorbește, exact cum spuneam mai departe, în general, femeile au asta, vorbesc ca să vorbească, pentru că au ceva de spus, au un prea plin al lor, au un bagaj de cuvinte și au loc de exprimat, da? Ele clar că acele persoane vorbesc despre ceva. Dacă în orice moment veniți cu o soluție, mă strâng pantofii și eu aș fi vrut să spun că am umblat toată ziua, că mi-a fost greu, că nu mă așa, și eu spun, da, scoateți. Atunci persoana vede pusă în fața soluției, nu are ce să facă. Și scoate și atunci ea despre ce mai vorbește. Dacă mai nu reacționează, păi trece la alt subiect. La alt subiect, altă soluție. Rapid, tot timpul trebuie, ceea ce întrebase Dragoș și n-am avut timp să vorbim, poate vorbim altă dată, este ce întrebări punem. Pentru că dacă noi intervenim cu un anumit tip de întrebare, acea întrebare conține în ea 90% soluția. Dar cine te-a criticat, domnule, să te descalți? Deci cu cât venim cu soluții, cu atât îi tăiem omului și cheful de a vorbi, și plăcerea de a vorbi, și tot. Nimeni nu vrea soluții. Da. Mai departe. Nu vi se pare, dar putem să facem niște exemple, să vedeți că așa este. Dar nu mai avem timp. Trebuie să găsiți, până la urmă, noastră soluții la el. Da. E clar că fiecare om are o clapă, un buton. Nu-i l-ați găsit încă. Și ideea este, dar vă spun foarte clar, de obicei, dacă nu îl găsiți, dumneavoastră îi găsește șeful. De nu mai vorbește deloc după aia. Zice. Sunt fiecare cum crede, dar afirmațiile atunci când toți oratorii motivaționali, toți acești, le spunem, guru americani, care au transformat religia, au adaptat toate formulările astea în formulări pozitive, pun întotdeauna, înaintea fiecărei afirmații, sunt fericit și recunoscător. Sunt foarte fericită și recunoscătoare pentru că eu, numele meu, am acum sau sunt acum sau ceva și după urmează afirmații. Cam așa se pune, la început. Și depinde cum vrem fiecare, la sfârșit. Adică și rugăciunea are la sfârșit amin. Asta înseamnă așa. Da? Așa este o întărire pe care eu pot să o folosesc dacă vreau să transform din afirmație pur și simplu în rugăciune, să o închei întotdeauna cu amin. Adică e încă o dovadă de credibilitate a afirmației mele. Întărești ceea ce am spus. Deci, dacă vă place, puteți să folosiți varianta cu sunt foarte fericită și recunoscătoare, ceea ce înseamnă că recunoscătoare implică din start mulțumesc, sau după ce am spus, să închei mulțumesc. Cuvintele astea oricum își fac efectul. Ceea ce se întâmplă mai repede în momentul când spun și mulțumesc, începe să se lucreze și prin noi. Da? Deci dacă până la faza în care eu doar cer, sunt în faza în care atrag lucruri către mine, în momentul în care le conștientizez și le văd și sunt plină de recunoștință și spun mulțumesc sau sunt recunoscătoare, atunci eu devin un canal prin care încep să se întâmple lucruri minunate și prin mine. Și atunci are adevăratul rezultat al afirmațiilor pe care eu le spun. Da. Da. Dar cum comunici cu cineva că trebuie să-i scoți vorbele cu pleșteri?
Da. E foarte simplu. Prin antrenament. Există așa un tip de întrebări care se referă la ceva neinteresant. Da? Eu vin, vă văd pe dumneavoastră prima dată în viața mea și vreau să aflu despre dumneavoastră și nu-mi spuneți. Da? Îmi răspundeți, da, nu știu, da, nu, da? Și atunci vă pun întrebări care nu implică un răspuns cu da și nu. Deci o să vă întreb, sunteți obosită? Ca ce spuneți, nu și gata. Sunteți, vă e foame? Nu și gata. Sau da și gata. Da? Ce v-ar plăcea să mâncați? Cum v-ar plăcea să se petreacă în seara asta? Ce așteptări aveți de la? Adică toate întrebările sunt cu acțiune care nu cere da și nu, care cere să spui ceva acum. Da? Asta e o metodă. A doua metodă este să puneți întrebări despre un subiect emoțional pentru celălalt. Un exemplu. Nu se mamă va rămâne insensibilă la subiectul copiii ei. Întotdeauna când întrebăm o mamă, dar ce-ți face fata? Da, a început să vorbească, da, eu știu ce, depinde ce gustare, da? Mama dintr-o dată se deznățuie, pentru că e sufletul ei, subiectul ei preferat. Și va începe să spun, da? Un alt tip de întrebări sunt genul de întrebări pe care le pui, să zicem, ne întâlnim cu un francez, da? Din ce țară sunteți? Și de unde veniți? Dar unde locuiți? Dar în ce oraș? Și asta se fac prin antrenament. În orice moment pot să-i pun unui om, fără să mă opresc, fără să respir, o mie și una de întrebări. De ce? Că pun întrebări care nu au nicio relevanță pentru mine, nici măcar nu mă interesează răspunsul lor. Eu le pun numai ca să-l fac pe respectivul să vorbească. Lucruri de bază, lucruri mici, lucruri la nivelul de neinteres, adică nu folosesc mie răspunsurile lor. Da? Și, deci, de astea de bază, care nu cer da sau nu, și cer o explicație, da? Al doilea nivel, lucruri care sunt emoționale și lucru trei, care chiar cu adevărat mă interesează. Adică dacă tot vorbesc și tot vreau să-l provoc pe omul ăla, atunci măcar să-l întreb despre lucruri care mă interesează. Da? Și îl fac să vorbesc. Da. Cum comunică cu cineva care nu are încredere în tine? Da. A avea credibilitate în fața receptorului este un aspect foarte important. Și atunci, întrebarea e foarte interesantă. Cum mă fac eu credibil în fața celuilalt? Că nu pot să mă fac brusc nici mai frumos, nici mai deștept, nici mai înalt, nici mai nu știu ce. Apropo, de asta se zice că oamenii înalți au mai multă credibilitate. Îi pun numai prin înălțime. Da? De-aia mulți oameni de buză care au succes sunt mai înalți decât mediul. Dar asta e o mică paranteză. Și cum te faci credibil? Folosindu-te de niște afirmații care au valoare în fața celuilalt. Prin asta, de exemplu, e ca regulă de manipulare a oamenilor. De ce? Spunându-i un om o grămadă de afirmații valoroase, adevărate, credibile, omul capătă încredere în tine și fac o să strecor foarte frumos o minciună. Că deja mi-am asigurat credibilitatea. Omul verifică cum i-ai spus prima dată, a doua oară. Din a treia, a patra oară nu mai verifică. Ia de bun tot ce ai spus. Da? Cu alte cuvinte, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este așa. Am nevoie să-mi câștig credibilitatea și nu pot să o fac decât spunând lucruri suficient de interesante și credibile pentru ascultător. După ce le-am spus pe acestea, pot să pun și informația pe care eu o vroiam. Dar asta se câștigă în timp. De obicei nu prea pot să fac din prima o conversație decât dacă îl cunosc sau mă pregătesc dinainte. Și de multe ori se zice că lucrurile cele mai reușite sunt cele spontane, dar care în ghilimele sunt pregătite dinainte. Adică îmi fac temele. Nu mă duc la întâlnire spontan, dar pregătit. Spuneți, doamna. O întrebare legată de răspunsul dumneavoastră de mai devreme. Acele afirmații pe care le fac despre mine pentru a câștiga încrederea, este optim să fie despre mine și ce pot eu să fac, sau afirmații, nu știu, lucruri interesante în general? În general, rămân în general. Am înțeles. Ok, bine, mulțumesc. Și atunci am nevoie să fie despre mine. Și întrebarea ajutătoare, cum facem să nu dăm în aroganță? Asta e iarăși o educație, un program foarte prost pe care mi s-a băgat în minte că nu merităm. Devenim încrezuți, suntem considerați aroganți, suntem considerați, dar nu. Deci, la noi, în societate, fiți atenți, acele drepturile se consideră aroganță. Sau nesățire. Și în momentul în care tu îți ceri dreptul tău,
dreptul tău, cum să folosiți banii mei de contribuabil, la bugetul de stat? Și vezi că se duc, da, 70.000 de euro în două luni la un necanime, care are mai mult decât un de stat american. Momentul ăla este considerat aroganță. La noi nu există, noi nu am fost educați să ne cerem drepturi. Nici în familie, nici în relație, nici în școală, nici nicăieri. Deci eu am avut șansa să am un profesor care ne-a învățat să fim obraznici. A zis, fiți obraznici. Vorbesc eu să spună un profesor treaba asta. Fiți obraznici, că poporul român a avut foarte multe de oferit, de pierdut, că n-a știut să fie obraznic când trebuia. Ca să îmblânzesc eu asta cu obraznicia. Eu sunt hard, îmi pare rău. Sunt iar. Încă. Asta se armonizează. Imediat. Capitolul mare al comunicării se cheamă comunicare asertivă. Ea se învață separat. Comunicarea asertivă este despre cum vorbim, ce spunem, astfel încât să spunem ce avem de spus, adică să nu acumulăm frustrări și să ne lăsăm liberi în a spune ce vrem să spunem, dar în același timp, fără a-i leza pe ceilalți. Da? E o ardă a... O ardă e poate mult spus. E un fel de a învăța... Un fel de informație. Care vorbești astfel încât spui totuși ce ai de spus, asta te lasă liber, liniștit, întrezător, relaxat și în același timp ai grijă ca prin felul în care spui, celălalt să nu se simtă lezat. Și vă dau un mic exemplu acum și după aia, așa, de comunicare asertivă, da? Ajunge mama acasă și găsește toate lucrurile înșirate. Și se enervează. Și reacția ei care către copil. Ești un nesimțit, un dezordonat, iar ai lăsat lucrurile înșirate, tot timpul strâng după tine, m-am săturat, etc., etc., da? Și atunci, comunicarea asertivă care ar fi? Este dezordine, adică acțiunea și plânsul meu l-am pus la modul general, s-a făcut dezordine. Nu se știe. Așa s-a întâmplat. Da? E dezordine. Da? Și atunci, comunicarea nu este cu vinovăție. Nu l-a încat pe celălalt cu vinovăție. Nu l-a pus de nimic. Relatez faptic, la modul general, situația. E dezordine. Da? Și după aceea, spun ceva despre mine, nu despre celălalt. De exemplu, mă simt copleșită, mă simt tristă, mă simt enervată sau nu știu cum, când este dezordine. Da? Deci, practic, am vorbit despre mine și despre o situație la modul general. În felul ăsta. Eu n-am acuzat pe nimeni. Am vorbit numai despre mine. Dom'le, eu sunt nebună. Asta e, nu știu ce mi se întâmplă. Când văd dezordine, crește tensiunea. Dar vreau să spun că vorbim despre mine, e ca și cum universul, oamenii din jur, copilul care a făcut dezordine, nu are nicio vină. Pentru că este numai despre mine. E alegerea mea să mă simt enervată, e alegerea mea să mă simt tristă, sau e alegerea mea să nu-mi pese, sau e alegerea mea să mă împlinească râsul. E doar o alegere. Deci eu vorbesc despre mine. Am ales să mă enervez. De câte ori văd dezordine, îmi sare muștar. Da? Este despre mine. O să aleg să le arunc pe geam. Și a doua parte a frazei este generală. Deci întâi vorbesc despre mine, către o acțiune la modul general. În felul ăsta, neacuzând pe mine, mi-am spus ce am de spus, că nu-mi place dezordinea, iar celălalt nu s-a simțit lezat, acuzat, că despre el e vorba că a făcut ceva rău. Și undeva îi ajunge la creier că nu e evident că el este cel care a făcut dezordinea. Da? Ăsta e doar un mic exemplu din comunicarea asertivă. Domnul de acolo avea ceva și după aia domnișoara. O întrebare scurtă. Cum putem să comunicăm o situație complexă unei persoane care are o capacitate redusă de atenție, și cu un spirit critic foarte dezvoltat? Totdeauna, înainte să deschidem gura, gândim. Ce gândim? Gândim următoarea întrebare. Ce scop am eu? Pentru ce deschid gura? Ce treabă am? De ce vorbesc cu persoana respectivă? Ca să ce? Și în funcție de ce vreau să obțin, voi alege cuvintele cele mai potrivite. Eu ce scop am să înțeleagă persoana respectivă, să-i spun situația complexă, când ea poate atât. Ce obiectiv am eu, dacă am o sală de elevi de 5 și de 10, să mă supăr sau să fac eforturi să nu mai pot, ca cel de 5 să facă de 10. Cel de 5 e de 5.
dacă el va face de 6 și eu cu răbdare și cu așa îl fac să crească din ce în ce mai mult, voi fi fericită și liniștită. Și copilul respectiv va fi fericit și liniștit. Dar dacă am pretenții de la el de 10 și el nu poate decât de 5, atunci cine-i fraierul, ca să mă exprim plastic? Copilul sau el? Așa, așa, și cu întrebarea dumneavoastră. Vreau să explic o situație complexă unuia care nu pricep. Păi de ce vreau asta? Care-i scopul? Ce urmăresc? Și când o să văd ce urmăresc, o să găsesc și calea prin care spun exact ce am de spus. Ok? Am răspuns la întrebare? Da, dacă ai un exemplu concret, da, să... ideea era că nu eu vroiam, ci mi se cerea. Și atunci persoana vrea să înțeleagă. Ți se cerea, dar care-i scopul tău până la urmă? Să explic concis și la obiect. Da. E un șef prost. Tu ai mai multe scopuri. În orice moment poți să spui infinitate de scopuri. Scopul tău care poate? Domnul, eu fac datorie. Am primit sarcină de la șeful meu să-i spun cu Popescu, îi spun cu Popescu. Eu i-am spus ce cuvinte i-am spus, nu mă interesează, mi-am făcut treaba. I-am explicat cum am știut eu mai bine, cu Popescu lucrul ăla. Mi-am făcut treaba, am bifat. Da? Dacă scopul meu nu este ăsta, doar să spun, să execut sarcina care mi s-a dat. Și scopul meu e chiar ca domnul Popescu să înțeleagă ceea ce vreau să-i transmit, atunci nu o să-mi duc sarcina așa cum mi s-a transmis și o să folosesc alte cuvinte și alte exemple și alte situații ca acel Popescu să înțeleagă. Deci întotdeauna trebuie să văd ce scop am. Iar scopul îmi va dirija calea prin care ajung la el în calea cea mai naturală. Da? Am răspuns? Domnișoara, mai ok. Aș vrea ceva de adăugat. Ați spus că când intru în cameră, da, mă simt, nu știu cum ați spus, înseamnă că mă programez eu pe mine. De fiecare dată când intru într-o cameră cu dezordine, mi se va face rău. Este oarecum autoprogramare. Când văd dezordine, îmi fac mie rău. Cum putem să schimbăm această situație? Adică de ce să ne programăm pe noi? În loc să privim partea pozitivă și să programăm în pozitiv, în loc să ne autoprogramăm. Când este de fapt dezordine, în loc să zic ceva pozitiv, eu mă autoprogramez să fie rău când este dezordine, când intru într-o încăpere cu dezordine. De ce aș face asta? Totul facem cu un scop. Da? Exemplul pe care l-am dat era cu scopul de ce? De a obține de la copilul nostru ce? Să nu mai facă dezordine. Da, dar mă autoprogramez pe mine. Pe eu nu mă autoprogramez, pentru că eu știu că în momentul în care spun lucrul acela, îl spun cu un scop. Și când ai în vedere un scop, el vei obține acel scop, nu altul. Deci fiecare zi în viața ta este o treaptă către obiectivul tău. Deci atâta timp cât acțiunile tale, gândurile tale, tot ceea ce faci este îndreptat către obiectivul tău, fiecare zi, fiecare pas, fiecare... Că te uiți la o emisiune la televizor, ea va fi îndreptată către obiectivul tău. Și atunci te va apropia de obiectivul tău. Dacă l-ai, dacă nu l-ai, nu o să ajungi nicăieri. Deci asta este ideea. Tu îți stabilești ceea ce îți dorești și atunci, automat, Universul te va conduce către ceea ce îți dorești tu. Prin orice. Că te uiți la televizor, că întâlnești oameni, că te duci la cursuri, că respiri, toate te îndreaptă către obiectivul tău, pe care tu l-ai stabilit. Păi și nu strici surpriza dacă îți programezi orice pas. Oamenii care ajung sus sunt oameni care și-au programat, nu oameni care au fost surprinși. Depinde ce vrei să fii. Dacă vrei să fii surprins în fiecare zi și să fii în marea gloată a oamenilor, poți. Și o să fii surprins în fiecare zi. Mai este un aspect la întrebarea ta, următor. Există anumite informații pe care noi le știm, le cunoaștem. Da? Eu știu că știu. Da? Știu despre mine că știu comunicare. Știu despre mine că știu artă și așa mai departe. Da? Știu că știu. După aia e capitolul, pălăria sau, cum să zic, felia dintr-o pizza mare, o felie mică, îngustă, este ce știu că știu. Da? A doua felie mică este ce știu că nu știu. Da? Eu știu că există politică pe lumea asta, dar nu știu și nu mă interesează despre ea. N-am suficiente informații. Știu că există fotbal, dar nu știu nimic despre fotbal.
mă uit la televizor și înțeleg de ce se plimbă mingea dintr-o parte în altă. Dar știu despre fotbal, dar nu știu nimic despre fotbal. Sau știu foarte puțin. Și restul de pizza, să spunem așa, ce este? Ce nu știu că nu știu. Deci sunt o grămadă de lucruri, dar care nu mi le pot propune, pentru că nu știu că există măcar. Cum pot să-mi propun, să zicem, să devin o... Ce pot să spun eu? Să zicem că n-aș ști că există cai pe lumea asta. Am trăit la Manhattan, la etajul 10, n-am văzut un cal în viața mea. Cum pot să-mi propun eu că aș vrea să călăresc? Că nu știu de existența caiilor. Da? Și atunci, de aia se spune că îți pui idealuri mărețe. De aia fac diferența între idealuri și obiective. Obiective ce sunt? Ceva care, dacă îmi fac un plan, ori știu cum să le fac, ori dacă îmi fac un plan bine pus la punct, ating cu acele obiective. Idealul ce e? Care e diferența între cuvântul ideal și cuvântul obiectiv? Idealul este ceva ce nu știu cum să fac. Face parte din categoria ce nu știu că nu știu. Și pentru îndeplinirea lui, de ce am nevoie? De inspirație. Da? Și atunci, eu propunându-mi acest ideal înalt, care habar n-am cum să ajung la el și care chiar nu mi-arâde de mine, o să primesc o grămadă de surprize minunate de la viață. Cum? Inspirându-mi, lucrând. Universul mă găsește lucrând, îmi dă inspirația și o să văd că mă trezesc, cum am dat exemplu de dinainte, că aflu că există cai. Că aflu că există oameni care călăresc. Că aflu că chiar la 100 de kilometri lângă casa mea există o hergelie. Și așa mai departe. Deci în momentul când îmi doresc ceva, informațiile încep să vină la mine. Că de aia funcționează. Adică trecerea de la imaginație la concret trece prin lucruri pe care le fac și le știu eu și prin altele care îmi vin. De ce îmi vin? Pentru că le-am chemat. Dar nu știu exact ce am chemat. Am chemat lucruri care mă duc la îndeplinirea obiectivului respectiv. Dacă eu cer să fiu plin de iubire, ca ideal, și să fiu Maica Tereza, eu nu știu cum o să ajung Maica Tereza. Dar o să mi se întâmple cu siguranță lucruri care să mă aducă în starea respectivă. Și o să văd că dacă mă țin pe idealul meu, toate lucrurile mai mici pe care mi le-am pus la obiective, ele se vor întâmpla de la sine, ori nu mă vor mai interesa. Am răspuns? Bun. Gata. Ideea este acest seminar. Am rugat-o pe doamna Mătrasă seminar special ca să vă deschid apetitul către comunicare. Asta i-am zis și doamna Mătrasă, că nu vreau să intrăm în amănunte foarte harine. Mă interesează să înțelegeți importanța comunicării în orice domeniu. Că eu vorbesc cu voi, că vorbiți între voi, că vorbiți în familie, că vorbiți cu copilul vostru, că vorbiți cu soțul, că vorbiți la joburile voastre. Să înțelegeți importanța comunicării și importanța să învățați să comunicați ca nu ne învață nimeni. Noi avem modelele părinților noștri care au fost bune sau proaste. În general, dezastru. Mare, dar un dezastru. Și atunci, e clar că trebuie să învățăm să comunicăm. Dacă nu, nu zic noi, măcar ca să ne facem înțelegi de ceilalți. Deci asta a fost intenția acestui seminar. Dacă, nu știu, o să vorbesc cu doamna profesoară și în cazul în care e și dumneavoastră disponibil. Și o să vreți să reluăm teme relativ la comunicare, dar făcut așa mai pe concret, adică, hai zicem, mai practic, special ca să învățați. În cazul în care aveți nevoie de îndrumare, bă, de asta v-am dat numărul de telefon al doamnei și mail-ul. Ce să vă zic? Mulțumim că ați fost alături de noi. Mie mi-a făcut plăcere. Pare rău că eu ar trebui să joc rolul de Mephisto, dar mie îmi face plăcere rolul ăsta. Mie lucrurile foarte serioase. Am așa e, am impresia asta că mănânci ceva, o murătură până să ce să vă zic? Să vă fie de folos și să nu uitați că un pas de început al schimbării voastre de comunicare.